Dacă trebuie să urcăm, scara ta e, nu? Hai să se bată și pe ăsta, se bată și pe ăsta. Noi am două. Cea mai bună, nu gata aici. Ce plăcere să avem printre noi doar doi domni profesori ai noștri care ne-au fost dragi, foarte dragi. Deci fetele, dacă sunt fetele, fetele erau vreau să vă prezint pe doamna directoare, actuala directoare a liceului numărul 7, fost 7, acum se numește Liceul Sfânta Maria. N-au bătut numai băieții. N-au bătut numai băieții de fapt. Da. Da, era la grădiniță. Bună ziua, bine ați venit la liceu. Deși am crezut că nu am atât de multe emoții, pentru că suntem obișnuiți cu momentele de absolvire, cu mai puține momente de revedere. Iată că și pentru mine emoțiile sunt foarte mari. Dumneavoastră sunteți cea mai tânără promoție care își sărbătorește aniversarea. Eu de când sunt director nu mi-aduc aminte să fi venit o promoție mai tânără decât a dumneavoastră care să se adune aici la liceu. Cred că am fost primii care am absolvit. Sunteți prima promoție în care. Știu că nici a fost de mai tot în 1966 a fost prima promoție în cer. În 1966 a fost prima promoție. Am înțeles și atunci au și profesorul. Suntem a treia. Noi obișnuim să spunem așa de istoric, când s-a înființat, când s-a transformat, cum a evoluat. În momentul ăsta mă întâlnesc cu dumneavoastră, care ați trăit momentele respective și sunt extrem de bucuroasă să vă avem aici. Sper că nu va fi ultima dumneavoastră întâlnire. Și noi. Eu când am început să fac întâlnirile de la absolvirea liceului, cred că cei mai puțini absolvenți au venit la 10 ani, după care, cu cât trecea timp, au început să se adune din ce în ce mai mulți. Mai mulți. Și
Sunt onorată în plus pentru că este aici prezentă doamna profesoară Vrabie, care mi-a fost și mie profesoară în liceu, la un alt liceu, și pe care anul viitor o așteptăm la întâlnirea noastră de 35 de ani. Și pe domnul profesor Gaiu, fost director al liceului și... le-am încurcat și fost director la liceu, Vasile Alexandru, pentru mine a rămas Levea, nu pot să-i spun alte limbi, pentru că sunt contemporană cu ce Leveau, pentru mine Levea a rămas. Vă doresc să aveți o zi plină de amintiri, de bucurii, de emoții împărtășite. Mor firesc, trebuie să începeți cu strigarea catalogelor. Și le-am adus din arhivă, mi se pare momentul reprezentativ pentru orice adunare, nu? Acum vedeți și vă recunoașteți și vă dau cuvântul din mulțumire voastră. Mulțumim! Mulțumim! Doamna directoră, tot a amintit de domnul profesor Gaiu. Vreau să reamintesc celor care nu-și mai amintesc, dar sigur toată lumea și-a aduce aminte că domnul profesor Gaiu, când a terminat facultatea, la prima școală pe care i-a deschis poarta, repartizat fiind, a fost liceul nostru. Noi eram în clasa 9 atunci. Acum nu vreau să mă laud, dar ca o remarcă, pentru că e frumos să ne amintim multe lucruri frumoase de pe vremea aceea. În clasa 12-a noi dădeam teză la limba engleză. Nu știu dacă se mai dă și astăzi. Și clasa mea fiind împărțită în două, unii făceau rusă, franceză, rusă, engleză. Noi, care făceam engleză, eram vreo 20 de persoane, mergeam la clasa de fete de la 12-a B. Acolo nici nu mai știu dacă chiar încăpeam toți. Dar ne-am străduit și a fost frumos. Și pe el. Și îmi amintesc cu plăcere că atunci când a adus tezele domnul profesor, a făcut o remarcă. Prima notă de 10 de la clasa a 12-a la o teză, vă dau lui Chirin. Mulțumesc! Adică ar trebui să intru în Guinness Book. De tine era bună? Deschizând catalogul, aș putea spune că e de formație profesională, dar din păcate unde am activat eu nu există așa ceva. Iată, la clasa a 12-a, domnii profesori erau limba și literatura română, moldovan Angela, limba, pe locul 2, limba modernă, Gaiu Cezar, limba altă modernă, Bordeianu Cinca, istoria Vodei Caterina, economie politică Dane și matematică Portuciu, fizică Șopronco, chimie Ștefănescu, biologie Saunga, geografie Golianu, educație fizică Lovatu, care era și diriginta clasei. Aici este tabelul cu elevii.
Citește nota la purtare. Eu am mai pus mâna pe aceste cataloge în urmă cu două săptămâni când am venit să o anunț pe doamna directoare. Și în momentul în care am pus mâna, am simțit că pun mâna pe ceva sfânt. Și vechi de 50 de ani, pe care școala, prin bunăvoința conducătorilor de aici, le-a păstrat, și vă le leu notele. Nu m-am amit la el. Pentru că nu aș începe, suntem prea puțin ca să începem și să nu cumva să dăm naștere și la emoții și mai ales la fi, aș spune în felul următor, că de la clasa a 12-a au fost Tudose Benone Costică, care nu este. Și care ar fi trebuit să fie? Vodean Mircea? Este. Poate nu îl știți, colegul nostru. A 12-a. Pașcu Vasile, care iarăși nu a venit, deși este anunță. Chirurg Viorel, care nu a venit, 12 ani. Iordăchiță Gabriel, care a venit. Iorgulis Emil, care este prezent. Chele Mircea, Vine diseară. Mavro Chefalos, nu este. Macovei Viorel, este. Prezent, vă rog. Se vede că v-ați uitat. Da, obișnuința, ai. V-ați obișnuit cu altele. Ce faci mai crasă, da? Dudu Dumitru. Este, prezent. Așa. Munteanu Ionel. Era pe aici și a dispărut. Dănăilă Gheorghe. Prezent. Și am terminat cu... Am omis pe careva de la clasa A? Pădurar. Mulțumim frumos. Nu vă spun mediile pe care le-ați avut pasul. Nu la purtare. Istoria, acolo, acolo aveam. Era de istorie, nu mai aveam ceva mici. Clasa 12, vreau să vă reamintesc că, apropo de, am terminat 5 clase cu ceea ce nu se mai întâmplă azi, peste 30 de elevi într-o clasă, una a avut, da. Cred că eu a avut 39 și tare cred că CEU-ul a fost cu 32, în total 171. Mulți, dar buni. După noi au venit de creței. Și ne-au depășit. Clasa 12 de, din păcate, nu avem... Bada! Clasa 12 B, o avem, domnii profesori erau moldoveanu Angela, limba română, bordeanu Cica, limba modernă, franceză, domnul Daiu Cezar, engleză, Vodă Ecaterina istorie, doamna Dane și Ecaterina socialist, științific, matematică pe un Cristina, fizica Șopronco, chimia Vasilescu, biologia Saulia, Goleanu la geografie, doamna Uatu la educație fizică. Dirigintă cine era? Scria dirigintă în paranteză învățător. Da. De la această clasă o avem pe Angel Niculina, care este neputând să fie prezentă între noi. Din păcate, fiind clasă cu multe fete, nouă băieților mi-ar fi plăcut să fie mai multe. Și când era mai tineri? Da, mai ales atunci. Clasa 12, ce? Clasa în care am fost eu, cu mândrie pot să spun, diriginte era doamna Saulia Emilia,
Și ca domn profesor, limba și literatură română, domnul Leonte. Da. Limba modernă, limba rusă, tanti Titina. Limba franceză, doamna Cobzaru. Limba engleză, doamna Vinovici. Doamna Vinovici. Clasa noastră a fost o clasă de 32 de elevi și printre cei prezenți acum, clasa 12, ce sunt? Alfabetic. Sunt Matei Tudorița. Prezent. Da. Ne pare bine. Frunze Eugen. Prezent. Șupitru Gheorghe. Prezent. Așa spunea și de vreme. Cercelarul Marcel. Prezent. Sava René Florin. Prezent. Sofonea Panait. Prezent. Chirică Costică. Prezent. Și subsemnatul Chirică Ionel. Prezent. Sper că nu am mai uitat, n-am uitat pe cineva. Lugoașul Florinel. Lugoașul și Crânligeac. Colegul nostru Gogoașe, care a uitat pistoalele acasă. Asta mai guță. Calm. În parcare. Vreți să vă spun notele? Cărească Dumnezeu. Eu vreau să fac o fotografie după... Puteți să vă uitați în fata lor? Nu, acum că... Nu acum, chiar în eu, particular așa. La vreme, în momentul respectiv, voiam să spun asta. Următoarea clasă, clasa care... a 12-a D, pe care eu, personal, nu știu de ce am omis-o. Mai ales că erau multe fete. E adevărat că eram mulți care nu știam decât cartea, așa ne-au zis părinții. Învață să nu ajungi ca noi. Deși nu știu, dar pe vremea aceea erau mândri să fie muncitor. Că clasa 12-a de, am spus că doamna Moldoveanu Angela era dirigente. Limba și literatura română Moldoveanu Angela. Limba rusă Tantitina. Limba franceză Gordeanu Jica. N-ai mâncat azi. Limba modernă franceză, iarăși Gordeanu Jica, probabil că și acolo erau împărțit. Vreau să vă spun că la clasa a 12-a celii am fost eu, eram singura clasă mixtă. Mai erau doi, dar erau de tăciți că la clasele a 12-a de și... Dar la noi eram cam jumătate-jumătate. La de au fost numai fete. După ce că eram jumătate-jumătate, până și limba străină o făceam jumătate-jumătate. De aceea, noi profitam să mergem la clasa de fete ca să facem limba engleză. Filozofie, Dane și Caterina, istorie, Simionescu, Marian, care a scris o foarte frumoasă poezie ca amintire în clasa 12-a colegii noastre. Eu cred că mi-o amintesc poezia, dacă stau bine, așa. Dan Andrei, limba latină. La limba umană se făcea latina până în cele mai greu, da. La Sanoasă, ceva. Matematica, Subjico, Cornelia, fizica, Ciocanco, Iulia, chimia, doamna Ciobanu, biologia, Mihai Cornelia. Așa, geografia, Corianu Gheorghe, educația fizică, Ghirmescu, Anastasia. Vai da ce note bune aveau fetele. De la 12-a de, de la 12-a de, avem aici, printre noi, Chetsu Mariana, Gheorghe Marta Raluca. Prezent. De-aia a fost la...
Mai fost în clasă cu mine, nu? Ba, mai fost, și în alte vremuri. Ne-am mai combinat. Da. Mai sunt prezenți de la două... Nu, prezenți? Cred, nu. 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 Da. Trecem la... Nu mă uit la... Băi, dar ce note bune aveau prezenți. Trebuie educație fizică, nu? Clasa 12-a ei. Ultimii, dar nu cei din urmă. Ne învăța domnul Gaiu în engleză, să spunem. Bat-madonist, bat. Dirigente Pământ Cristina, nu știu ce, pardon. Matematică. Se deschidea la note. Vai, dar ce note bune aveau fetele. Așa. Limba și literatura română, domnul Leonte Nicolae. Limba modernă, franceză, Cobzaru Marinela. Limba engleză, doamna Vidovici. Limba latină, Dana Grey. Limba istoria, Vodă Ecaterina. Economie politică, Dane și Ecaterina. Filozofie, Tode Raș. Matematică, Păun Cristina. Ciudată, la matematică, la o clasă de fete, era din... Da, era regina noastră. Fizica, Tănăsescu, Fina... A fost matematică până în anul 4, până în 13, până la... Da, era o matematică mai subțire. Chimia, Ioniță, Sanga, Biologia, Mihai Cornelia, Geografie, Tănăsescu, Fira, Educația fizică, Irinescu, Anastasia. Vede ce-a scris frumos. Eu, știți că astăzi... Nu o să mai dăm voie nicăieri să scrii cu mâna ce ai avut. Dar în singurul, din diverse locuri în care eu vreau să scriu cu mâna. O cerere, o ceva. Era. Așa de rar este scrisul cu mâna, încât a ajuns ziua scrisului cu mâna. Parcă în toamnă era. Pardon, mă uitam la mâna. De la clasa a 12-a e, avem bucuria să avem pe Brebeanu Adriana Marinela, Ungureanu Maria, Manolache nu este, Tudorie Jena. Eu îmi pare rău că probabil că fetele nu sunt obișnuite cu numele de familie Tudorie sau ce strig eu, dar eu strig ca și în catalog. Scuzați! Sper să n-aveți probleme acasă. Vasile Mioara. Și mai e cineva? Da, Axente Gabriela. Colega noastră Axente Gabriela. Iordache Veronica. Eu, colega noastră Iordache Veronica. Și Ticoianu Delia. Ticoianu Delia, altă colegă. Deja v-a trecut, că eu credeam că e clasa cu cele mai puține prezențe. Vreau să anunț, să salut prezența printre noi a doi dragi profesori care... Probabil și datorită vârstei foarte apropiate de a noastră de pe vremea aceea. Da. Nu știu, doamna Vrabie, dacă o venise direct la școala noastră, la repartiție. Nu direct, că eu eram ziaristă și am căutat în ziaristică. Vai ce frumos! Și aveam nevoie astăzi de filozofie generală, secția ziaristică și am vrut să intru la care partiție la Viața Nouă, sau cum se numea? Viața Liberă. Viața Nouă. Trebuie să scrie pe liber, ca să credem pe liber. Și acolo era, când m-am dus spre partiție, era un domn care a zis, dar ce e asta? Repartiție la dumneavoastră. Nu se spune că omul potrivit la locul potrivit. Dar nu, nu e valabil aici, nu este valabil. Zic, dar de ce? Nu pot să vă dau decât postul de... postul care e de la 10 noaptea la 6 dimineața, corector. Zic, da, dar eu am făcut ziaristică, am făcut practic la Scânteia Tineretului, la un ziar care era despre cooperative de veșteșugărești de consum și ce. Și făcuse practică la București la mulți ani. Și am aici diploma secundară, dar am
ziarist. Și era spus, nu, nu se poate, căutați în altă parte. Nu știu să caut în altă parte. Da. Și până la urmă mi s-a recomandat să mă duc la combinat. Era o fițuică, așa se numea, gazeta Metalurgului sau așa ceva. Ce să scriu acolo? Despre șarge? Despre ce să scriu? Și nu m-am dus. Bineînțeles. După aia am aflat că domnul respectiv nu avea cum să îmi dea postul, pentru că era în anul întâi de... La trei ani filologie aici undeva și căuta să-și facă studiile și a mai tras de timp, dar totuși nu, până la urmă n-am putut. Și atunci, stând acasă, aici eram nou, prepartizată, soțul meu a venit special că eram combinat, era inginer metalur și ce să fac? M-am întâlnit pe stradă cu un coleg de facultate care venise aici și spuneau, am luat la biblioteca de Aurechea, sunt bibliograf. Zice, nu mai stau acasă singur acolo, hai, vino și tu. Și m-am dus. Și acolo am găsit un grup foarte simpatic, un director atipic, foarte degajat, foarte opreatimă. Și zice, hai, vino la noi, că mai avem posturi, aici sunt mustine, nu știu ce. Și am venit și am fost bibliograf 2-3 ani la de Aurechea, la fondul secret. Trebuia să intru să semnez și să ies, semnam. Am citit cărți atunci, ce n-am avut timp să citesc mult timp. Și între timp am descoperit cei de la partid și mi-au dat să fac rezumate la niște cursuri din astea pe care le prezentau ei de ateism. M-au dus și într-un sat ca să ținem conferințe. Vă dați seama, într-un cămin neîncălzit cu oameni, să lăburesc, să fac atei pățăranii de la sat. Așa era atunci vremea. Și am stat câțiva ani acolo și după aceea s-a invit un post liber aici, era inspectorul, era un domn Victor și a trecut ca inspector general sau ceva. Și atunci am venit aici suplinitoare. Promoția dumneavoastră este prima mea promoție de elevi. Când am venit, eram mai speriată decât dumneavoastră. Trebuie să vă spun că mă gândeam ce am să fac, oare mă descurc, cum o să fie. În primul rând, cel mai groaznic este că nu știi cum o să vorbești în public. Și nu aveam curaj să vorbesc în consiliu. Mă gândeam dacă spun prostii. Totdeauna am avut o teamă de ridicol fantastică. Și până la urmă mi-am luat inima în dinți, am descoperit că nu poți să vorbești dacă ți-auzi vocea. Dacă ți-auzi vocea, te gândești că ai spus prostii sau ceva și nu mai poți să ții firul discuție. Și încet, încet m-am acomodat aici. Am fost aici 2 ani. Trebuie să vă spun că a fost minunat, pentru că domnul Gaiu era primul an de învățământ, eu la fel, era Vasiliu de fizică, era doamna Bordean, care era foarte simpatică, Taftă, Leonte, toți. Mergeam aici la Cincin, ne făceau cafeaua la pauza mare și toți ne duceam acolo și eram deja un grup, m-am simțit minunat aici și cu dumneavoastră încet, încet, cu dumneavoastră împreună, am început să învăț cum trebuie să predau. Cred că eram stângaci, avea așa, să spuneți, în particular, nu s-a simțit cum poate mă pierdeam, poate nu știu. Iar, de asemenea, am învățat să dau note, nu știam cum să le pun, cum să le fac. Și băiatul care era inspector și venea la mine, spuneam, nu dădea calificativ. Păi zic, ce să fac? Și eu, măi, mai vin odată. Băi, m-am speriat. Mă duceam acasă și spuneam, să știi că eu n-am stofă de profesor. Nu pot să fac. Trebuia să mă fac ziaristă, mi-a greșit cariera. Și soțul meu mă încuraja și spunea, lasă că o să te obișnuiești, o să fie bine, stai liniștită, nu știu ce. Și până la urmă m-am atașat de clasă, am început să vă înțeleg, să vă cunosc. Colegii erau foarte drăguți, era directorul Știbianu de mate, care era un om, el era tot timpul emoționat așa și foarte binevoitor. Și până la urmă, vă spun sincer, mi-a părut atât de bine că am ales să fiu profesor, pentru că după aceea am descoperit că asta era vocația mea, să fiu profesor. Am început să înțeleg limbi, să iubesc, să mă pun în locul lor. În primul rând, ca să înțelegi pe cineva, trebuie să te pui în locul lui. Să vezi
cum este el, cum gândește, de unde vine, ce vrea. Sigur că nu aveam curaj să vorbesc așa cu dumneavoastră, liber, era frică să nu spun prostii, să nu mă fac de râs. Și, dar, treptat, am învățat să discut cu elevii, să-i înțeleg și ei să-mi fie adeseori persoane care îmi făceau confidențe și unii dintre, unele dintre fete, că eram, îmi spuneau ce vorbesc cu dumneavoastră, nu pot vorbi cu mama mea. Pentru că aveam fată, de vârsta lor, am fost profesoara ei după ce am plecat de aici, de aici 2 ani, am fost 12 ani la Vătaful la LICM 2, am fost la liceul acela naval, care era de 5 ani, dar avea un copil foarte bun acolo, așa cum era chimie alimentară, era unica facultate de nave la noi și facultatea de chimie alimentară tot așa era unică în țară. Și veneau copii foarte buni, foarte bine pregătiți și acolo, într-adevăr, m-am relaxat, am discutat, am început să selectez ce trebuie să spun, ce trebuie să nu spun, cum trebuie să spun, mai ales ca să înțeleagă copiii, că dacă ești la clasă și n-au înțeles copiii, poți să pleci, adică degeaba. Și până la urmă, încet, încet, m-am acomodat. Am plecat de acolo, de la LICM 2 și am fost 15 ani la Levea. Acolo, prima mea clasă a fost clasa fiicei mele, unde aveam emoții, pentru că eu m-am rugat pe domnul director, nu mai știu cine era atunci când am încadrat, eu nu mai țin minte, l-am rugat să nu-mi dea clasa fiicei mele, că e foarte greu să pun note și ce zic copii, că îi spun de acasă ce dau la teze, dădeam teze pe vremea aceea. Și am cerut altă clasă. Și până la urmă, nu știu, la oral, nu știu exact cum a fost, m-au băgat la clasa ei. Și când am intrat în clasă, eu, domnul director, mi-a promis că o să mă schimbe. Și am spus, sunt provizor, fac planificarea, voi stați liniștiți, nu știu ce. La sfârșitul orei au venit, nu știu ce, cu clase, cu bilețele, toți, vă rugăm, veniți, haideți, nu ne lăsați, nu știu ce, ei credeau că dacă am pe fiica mea o să fuzurească cu mine. Și, bineînțeles, eu am spus, nu pot, în toate biletele îmi spuneau, veniți, vă plecem, veniți la noi. Un bilet cu majuscule, nu te vrem, asta era fiica mea. Și am mai vorbit cu domnul, am spus că orarul, erau mulți profesori acolo și orarul era greu de făcut și așa am rămas până la urmă. N-am avut încotro. Dar cu ea era foarte simplu, pentru că ea era tocilară. Adică învăța zi și noapte. Și atunci dădeam 6 teme, le dădeam biletele 6 numere, și 6 tip tot se trecea pe catedră și dădeam teza. Cu ea n-am avut probleme. Dar în anii următori a fost elev fiul meu, care nu era nici pe departe, cum sunt băieți, așa, mai important, mai rebel. Și nu învăța cum trebuia la mine, că el era bun la mate, era profesorul Tuma și spunea, e cap de geometrician. I s-au ca la cap, eu fac mate. În fine. Și mai departe, doamna directoare adjunctă, era Ioara Flora, a zis, măi, facem un grup de dansul de societate. Și el era subțire, așa și foarte talentat. Și a ajuns solist. Ba, nu mai spun, că nu, la celelalte nu mai contau. În fine, venea profesor de română și a făcut tema. Și zice, domnul profesor, vă rog foarte mult, nu spuneți mie, eu nu sunt aici. Era mamă, și după aia a trebuit într-o mușcă așa, după să fiu profesoara lui, că nu era altcineva, eu eram. Vă dați seama. Și el luase carnetul și spunea, mama, spune-mi ce dai la teză. Nu-ți spun, că mă fac de râs în clasă, pleacă de... Ai învățat? M-ai întrebat aseară ce îți dau să-ți spun ceva? Nu. Și el nu scria nimic, să uita la mine, să urca. Cum intra el în clasă, îmi povestea copiii, colegii. Mă, ce ne dă? Cine dă mai cât? Nu știu. Mă, ești un resimțitor. Cum ne spui și nouă? Ești ultimul. Măi, nu știu. Nu știu ce ne dă. Ei, el scrie acolo, îi dădea poate, bineînțeles. După aia la oral învățam eu acum să mă făcea de rușine și știa. Și trecea, bineînțeles, așa. Iar pe urmă, ei au încercat cum să intra 11, la 12 ani, încercau să mă păcălească cum? Eu duceam tezele acasă și să bage câte o foițică el, că îi dădea câte un chent, câte un coleg, probabil, și să bage acolo, la mine, la teze. Eu veneam, măi, la oral, erau
3-4, la 3-4, l-a scris 8, așa, merita. Bă, ce se întâmplă? Și m-am prins. Și atunci ce făceam? În clasă, cu creionul roșu, tăiam tot ce era gol la fiecare teză. După aceea le strângeam și le duceam și le lăsam la școală. Și a, mi-ai luat pâine de la gură, îmi spunea. Vai, ce mi-ai făcut. Da. Și, în fine, toate au trecut, a fost foarte bine, foarte frumos. Pot să spun că din ce în ce mai mult îmi plăcea ceea ce făceam. Am început să pregătesc elevii, nu știam unde să-i pun, aveam două serii acasă. M-am prietenit cu ei, veneau la mine după ce terminau. Noi aveam casă deschisă, soțul meu era un băiat foarte vesel, sportiv, era inginer combinat. Era co-director la turnarea continuă 3. La tot felul de specializări, era bine. Și toate au fost foarte bine, am avut o viață foarte frumoasă. Fata mea, deci am doi copii și un băiat, am una foarte fată. Fata mea este farmacistă, e manager de zonă la o firmă străină, deci nu stă într-o farmacie, ci promovează medicamentele. Îi place foarte mult. Pentru că înainte a făcut la zi filologie, să-și aleagă, pe vremea aia nu știe ce vrei. Și a făcut filologie după ce făcuse tehnică dentară. Dar era vărsătoare și toate îi vedeau din mână, nu știa să facă, ieșeau dinții ca la vampir, așa. Și zic, mama, am vorbit cu maestru, cu maestru. Auzi, mama? Așa a fost. De prost. Nu de prost. Nu de prost. Nu de prost. Domnul Spiridonescu era pe vremea mea din ecta. Aaaa! Unu! Nu dau da, unu! Da. Și... Aveam auzit până da. Și, da, uite, deci a făcut filologie franceză-română, a făcut tehnică dentară, întâi fiindcă dăduse la medicină și atunci intra în ultima medie 906, cu 16 pe română, de bunie, ca și cum acum, așa cum era fel. Și, bineînțeles, n-a reușit și eu ca să mă țin acasă, pentru că fata unei profesoare de franceză, doamna Bejan Aurelia, nu știu dacă știți, i-a nebunit fata, i-a vorbă cu fata mea la medicină, se pregătea și a nebunit, a început să plece, a reușit și a început, la prima disecție, a plecat cu perna prin cămin. 6 ani n-a mai găsit-o, a fost ceva, un dezastru, a murit părinți, în fine, taică s-o aprindă. Și până la urmă și-a găsit rostul, pentru că soțul meu a făcut metalurgie, inginerie, metalurgie, pentru că vroia să fie în același timp cu mine la facultate, să nu mă piardă. Eram prieten dintre al 11, făceam 11 clase noi. Și el a fost pedagogul școlii, pentru că atunci în 56 a fost revoluția, 57, mai știu, a fost revoluția din Ungaria și toți tinerii care au terminat și n-au luat, i-a luat 2 ani la armată, la armată, la catarama. Vă dați seama ce a fost. Și el, de ce l-a luat? Pentru că a avut din nou. Ei erau basarabeni, veniți aici la 3 ani și ceva, și tatălui a trecut brutul mort, a răcit, a făcut DVC și a murit pe la 40 de ani. Și între examenul, se dea scris și oral pe vremea noastră. Și între examenul scris și oral, murit taică. Și el a făcut șoc și nu l-a mai luat. Și l-a luat armată, bineînțeles. A făcut armata, când s-a întors, se făcuse liceul de 11 ani și nu știa analiză matematică. Și a trebuit să învețe. Și l-a băgat pedagog, s-a băgat pedagog, ca să fie. Iar eu eram secretară de muzicii a școlii. Și da, trebuia... Profesor, mai avem noi o secretară, eu am uitat să fac o mențiune, cine își mai amintește. Secretara UTC a școlii. Cine era? Eu. Care? Din păcate, când am făcut o ordine A, B, C, D, E, constat că era ultima în catalog și ultima în promoție. Dar ultimii mereu sunt primii. Da, mă rog. Orice problema e, probabil am și părinți să ajung mai ușor, mai stați. Asta a fost până la urmă, toate lucrurile se bune, dar atât vreau să închei. Am avut o viață foarte fericită, dacă aș fi rău din păcate de vădăție, a rămas numai minimul. Am avut o familie minunată și am acești doi copii, băiatul este
A terminat mecanică fină, inginer, dar n-a profesat, pentru că în timp ce trebuia să facă lecții cu Chița Popă Dramate, făcut lecții de pian pe ascuns, și până la urmă a făcut ce îi place și a făcut, este compozitor, a luat în 2004 locul 1 la Mamaia pentru compoziție, a fost o fată din Galați care a cântat melodia lui, Zucker Florentina. Și atunci el chiar a luat-o pe linia asta, iar acum este la școala de muzică al lui Gheorghe Zamfir, el l-a promovat, este acolo, are o sală uriașă cu tot felul, compune și acum rock alternativ și pregătește elevi de la 6 la 50 de ani. Și chitară. Iar totul acum, cred că am avut un noroc, ceva chiar noroc, când nu mai ne așteptam, fata mea mi-a dăruit doi nepoți, fată și băiat, gemeni, care sunt acum în clasa, au trecut direct peste o lună, între a 12-a, la LVA, bineînțeles, cu tradiția. Și pot să vă spun că nu pare rău că am trăit și mă bucur de fiecare întâlnire. Eu merg întotdeauna, dacă pot, la orice întâlnire, dar la dumneavoastră sunteți prima cu 50 de ani. Am fost șocată și fericită când am auzit că vă aduceți aminte de mine după atâta amarte vreme. Și ca bunic, cea mai grozavă meserie, am descoperit-o, am fost bunică. Bunică de la 3 zile și am crescut cum am avut eu. Dar, sigur, nu ne-am făcut un favor că-s prea clasică, dar am și idei moderne și, mă rog, sper să-i fie ajutat. Iar eu cred că bunicii sunt cei mai grozavi pentru că au inteligență, experiență și timp. Așa că timpul este foarte important și, cum zice Shakespeare, domnul Guy poate să mă corecteze, timpul trece peste noi, nepăsarea hoțului ce strânge prada fără să se uite. Așa că folosiți timpul prezent, fiți fericiți pentru acest moment, trăim vremuri foarte tulburi și căutați să uitați de ce e rău și să fiți totdeauna fericiți. Și vă doresc din toată inima să fiți în continuare fericiți. Mă scuzați că am vorbit mult. Nepoata mea a asistat odată la o întâlnire și a spus, bunica, tu mi-ai spus că cine vorbește mult, sfârșește, mi-a spune prostii. Da, dar acum trebuie să-mi permit și eu ceva. Pe toți, vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. Mulțumesc! A fost directorul meu. Da! Nu mai dă 15 ani. Da, eu ce pot să vă spun, am deschis ochii pentru ceea ce înseamnă învățământ. Ochii pe care i-am ținut în învățământ vreo 50 de ani. Cu promoțiile, cu promoția noastră și cu amintirile noastre. Apropo de amintiri, un singur lucru. M-am întâlnit jos la ușă, aici, cu Mihai Vasiliu, în 1969, am intrat amândoi cu emoții în secretariat și doamna secretară Fieru s-a uitat urât la noi și a spus, ieșiți afară! Ce cauți aici? Am ieșit cu minți afară, după care ne-am gândit că ar fi bine totuși să-i spunem că am venit cu repartiție guvernamentală ca profesor. Deci, primul meu contact cu liceul 7 a fost sub doamna fără pe ușă. După aceea, nu. După aceea am avut experiențe frumoase, plăcute. Spuneam colegilor, primul lucru care mi s-a spus la inspectorat este că voi preda la ceea ce se numea liceul de gangster, pentru că, da, pentru că, nu știu dacă știți, marea majoritate a elevilor au venit din ce dădeau alte licee. Știm. Da, din tot ce a jucat. Și frumos, și eram aici. Nu știu dacă ați dat examen, n-am fost aruncat. Aproape zilnic erau bătăi. Era școala 12, școala 13, școala 14 și
școala 10, toți venisem aici, era nenorocit. Păi trebuie să vă spun că în primul an de învățământ am fost de două ori, pentru că eram responsabil cu valurile, dacă mai țineți. Care se făceau jos. Cu numele de automatică. Da, și se făceau jos în holul de jos. Am fost de două ori amenințat cu cuțitul și am avut noroc că aveam printre ele un coleg de-al dumneavoastră, nu este aici, care avea bandă în... jos în Valea Orașului. Și era atât de respectat încât mă scotea din din bucluc. Așa că da, trebuie să vă spun că cei 8-9 ani pe care i-am predat aici m-au învățat un lucru. Poate nu aveam elevii pe care i-am avut la Alexandrie în 30 ceva de ani. Dar aici am învățat că tinerii, chiar la vârsta aia periculoasă, tinerii pot fi foarte loiali. Da. Nu o să mă credeți, aveam conflicte, și am avut conflicte mari cu elevii, dar se rezolvau onest. Adică îl prindeai într-un colț, îi spuneai ceva și de mamă, eventual mai dădeai și o palmă, dar după aceea erai prieten și așa rămâneai. Dincolo la Alexandrie, trebuia să negociezi tot timpul. Era cu totul altceva. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, a fost o experiență și... da, am învățat multe. De asemenea, am învățat că deși mulți dintre elevii mei aveau niște probleme familiale foarte dificile, aveau o forță deosebită în a le depăși și a merge mai departe. Pentru asta nu pot decât să vă mulțumesc și să... Da, suntem, ce, 8-9 ani diferență între mine și dumneavoastră, să ne urăm ca ceea ce mai avem să fie cu sănătate și să ne bucurăm de nepoții noștri și să aibă toată lumea măcar șansa pe care am avut-o noi atunci când ne-am bucurat de viață. Mulțumesc! Mi-am pregătit și eu un mic discurs, dar nu vă spuneți aoleu pentru că vom voi. Bineînțeles că, deși profesia mea, abilitatea mea de aproape toată viața a fost tot în învățământ, întotdeauna mi-am propus să nu folosesc chițuica nici în învățant, nici la predat. Dar emoțiile nu mă lasă. Așa că vă rog să mă scuzați. Nu voi vorbi mult. Voi face un mic discurs. Îl voi asculta pe Churchill, care în 1900, acum vreo 100 de ani, spunea că un discurs bun trebuie să fie a idoma fustei unei femei. Destul de lung ca să acopere subiectul și în destul de scurt ca să trezească interesul. Așa că și discursul meu va fi a idoma. Firește, nu ne-am întâlnit oriunde, ci în liceul în care noi am învățat. Este cel care ne-a legat în primul rând și cel de care avem, în care avem multe lucruri în comun. Liceul ne-a unit chiar prin acțiunea sa de instituționalizare, dar și prin relațiile informale de colegialitate, de prietenie, adesea de iubire, pe care le-am stabilit între noi. Liceul este cadrul, este centrul unei istorii de 4 ani din viața noastră,
istorie în care fiecare dintre noi și-a jucat rolul său. Vreau să fac o mică paranteză, să vă spun că, apropo de faima proastă pe care o avea liceul nostru, totuși, știu că în perioada aceasta mai sunt și alte licee care își aniversează, inclusiv liceul, ultimul liceu al domnului profesor, care era Levean. Și am mai spus la colegi, o repet, că din spirit de competiție am avut această inițiativă. În gândul meu am spus, nu suntem mai proști. Scuzați-mă că vă spun asta, dar eu am destui colegi de facultate care sunt acolo și nu-și pot permite să se compare cu mine. Din multe puncte de vedere. Poate nici eu nu pot permite să mă compar cu eu, cu ei. Dar am zis, măi, dar colegii mei și care bine că suntem și că am urmat, suntem aici și am urmat această școală în care, așa cum am făcut un tabel, este pus și în acest pliant nuț, suntem încă de la prima cărămidă. Eu mi-amintesc că în 1965, când terminase în clasa a 5-a, urma să se deschidă liceul numărul 7. Da. Și era în pregătiri, ultimele pregătiri. Și veneam cu prietenii, colegii de pe strada mea, aici, urcam pe bordura peretelui, ca să vedem cum arată o clasă modernă. Noi veneam de la o școală veche și am rămas entuziasmați că totul era dat cu lac. Și cel mai mult mi-a plăcut faptul că băncile, pe vremea aceea, erau ca la cinematograf, adică rabatabile. Și acum, prin prisma profesiei mele, am avut o asistentă care era mult mai mică ca mine. Am colaborat în activitatea profesională mulți ani și în ceea ce spunea, în ceea ce făcea, ceva îmi părea familiar. M-am întrebat de multe ori de unde vine această familiaritate. Apoi am avut o revelație și am întrebat-o. Nu e așa că ești absolvent al liceului numărul 7 din Galați? S-a uitat mirată la mine și a întrebat. Dar cum ți-ai dat seama? Din felul în care gândești, am spus, acest fel de a gândi, acest mental pe care l-am remarcat la asistenta mea, nu este un fapt oricare. Este un efect de formare generat de tradiția care deja se crease în acest liceu. Și eu spun că s-a creat. Și mai târziu, și după noi. După aceea, liceul s-a numit liceu industrial, pentru că așa a fost politica guvernamentală, totul să fie industrial. Și am rămas foarte plăcut. Eu, deși știam că se numea liceul 10, liceul de industrie textilă, când am aflat și când am intrat aici, acum o lună, pe poarta liceului și am văzut că scrie liceul teoretic Sfânta Marie, am părut foarte surprins și plăcut surprins de faptul că nu are altă denumire decât denumirea Născătoarei de Dumnezeu. Prima constatare pe care suntem obligați să o facem și domnii profesori și noi, foștii elevi, este că a trecut timpul, au trecut 50 de ani. Niciodată nu ne-am închipuit cum va fi după 50 de ani, de la un anumit moment. Nu m-am gândit că va fi de la momentul absolvirii noastre. Ar fi bine să avem acum 50 de ani de vârstă. Da. Vreți mai chinuie? Dacă nu ne-am fi văzut acum, toată perioada liceului ar fi căpătat pentru noi un caracter pur întâmplător. Faptul că au trecut atâția ani fără să ne mai fi vorbit, contactat, întâlnit, accentuează acest caracter. Așadar, ne-am întâlnit și pentru a arăta că lucrurile nu sunt întâmplătoare. Că oamenii împreună cu care am petrecut sute și mii de ore la școală sau în orele de chiul, în pauze la o țigară ascunsă, sau la fotba, la discotecă, la cincin, tot a amintit doamna profesoră de cincin, apropo, doar o paranteză. Și atunci noi toți eram cincin, abia când am luat legătură cu Sina, am constatat că cincin înseamnă noroc. Cincin, bar. Mai era frumos. Da.
Uneori, la practica agricolă, și mi-amintesc că cu domnul profesor Graiu am fost o dată la practica agricolă în toamnă, cules de nu știu ce, alte ori la chefuri sau în parcuri, acești oameni, colegii și domnii profesori, au avut la un moment dat un rol important în viața noastră și au în continuare un rol important, de vreme ce toți aparținem acelei generații. Am mai scris aici și despre Uniunea Tineretului Comunist, de care nu vreau să ne amintim în mod rău sau să avem amintiri urâte, pentru că atunci era un mod de educație. Că era cu niște șabloane sau altceva, dar vreau să vă spun că exista și un respect. Să mai zic aici că eram obligați tot timpul să purtăm uniformă școlară și să avem cu sut pe umărul stânga uniformii sau al hainei numărul matricul. Nu mi-aduc aminte că fetele nu aveau voie să poarte ciorap de surgintă capitalistă. Mi-aduc aminte când veneam dimineața, iarna, cerul de minus 20 de grade, fetele se descălțau de ciorap și stăteam și mă miram. Băi, ce fericiți suntem noi băieți! Așa a fost perioada liceului. Vă mulțumesc și acum în continuare aș vrea să o luăm de la un capăt sau de la altul, sau fiecare cum vrea să-și pună în ordine. Păi, dar spune în ordine că e undeva pe la o coadă. O luăm de la coadă. O luăm de la coadă. Dar hai mai întâi să purtăm un moment de reculegere. Voiam să urmeze un moment de reculegere atât pentru colegii care nu mai sunt și care și-ar fi dorit foarte mult să fie alături de noi și pentru domnii profesori care nu mai sunt. Vă mulțumesc! Dacă nu are nimeni curaj, eu voi spune numai în două cuvinte. Exprimările mele le-am pus și în pliant, le-am pus și în acest mic discurs. Așa și cum și doamna profesoară Vrabi a zis, cea mai mare realizare a mea în viață au fost copiii și acum nepoții, care am patru nepoți de care sunt mândru și niciodată nu-și ascund dragostea în raport cu mine, mai ales unul dintre ei vrea să stea, să meargă, să stea numai la mine. Trebuie să-l păcălesc, că am treabă, că mă așteaptă șeful, că mă bate șeful. Ca să-i motivez de ce nu stau mai mult la el, cu ei. Am evoluat în viață, în așa fel încât în tot ce am făcut, am cumpărat că e o curbă ascendentă și, în primul rând, datorită, zic eu, că datorită părinților mei, care întotdeauna repetau, nu rămâneți ca și noi, voi trebuie să evoluați și să ajungeți oameni. Deși, iarăși întreb, dar și muncitorii erau oameni până pe vremea aceea. Deși, așa cum am zis și în pliant, noi, marea majoritate, cred că mai mult de 90%, am fost fii de muncitori, de oameni simpli, de țărani, au fost mulți veniți de la țară, foarte mulți și de la oraș, și care au demonstrat că educația pe care au primit-o acasă, cei 7 ani, cum vă spune, a fost întemeiată. Vreau să vă spun că, deși sunt și pensionat, sunt și activ, sunt și din toate punctele de vedere, așa că îmi pare bine că am constatat că mai sunt printre colegii noștri, deci nu sunt singurul, care încă lucrează sau încă activează undeva într-un anumit domeniu. Eu am avut activități foarte multe, în foarte multe domenii. Au fost luni în care, ani în care, în fiecare lună trebuia să plec
peste votare prin prisma proiectelor pe care le aveam. Și uite așa am ajuns să văd peste 50 de țări, în peste 100 de vizite și să fiu nevoit să învăț nu numai limba engleză pe care ne-a învățat, care ne-a învățat-o domnul profesor Gai, ci să mai învăț și alte limbi străine, pentru că așa a fost viața la un moment dat. Mă bucur că ne-am întâlnit din nou și sper ca să nu fie ultima întâlnire și să ne întâlnim mai des, pentru că nu vreau să vă ascund, am mai spus multora că cu colegii de facultate de vreo 10 ani, poate de mai mult, avem tot așa un grup pe WhatsApp unde ne scriem diverse lucruri, chiar ne felicităm, un coleg cel care e organizatorul ne trimite prin e-mail când este ziua unuia sau altuia și pentru a fi felicitat. Ne întâlnim, deci dacă până acum vreo 10 ani, ne întâlneam o dată la 5 ani, la 10 ani, de acum 10 ani vreau să vă spun că ne întâlnim de către 3-4 ori pe an, nu numai în Galați, ci și în alte locuri. Mai mult sau mai puțin turistice, dar mai ales turistice. Așa că nu ar strica, chiar am auzit de păreri, că să ne mai întâlnim și la școală, este dușă, la o anumită perioadă, și la, în alte locuri, mai des. Mai des. Da. Mulțumesc! Dau cuvântul colegului nostru, Bădean. Da. E suficient. N-am votat niciodată. Să o luăm mărunțele. Așa am absolvit liceul în anul 1972. Bravo! Mulțumesc! Am văzut că te-ai uitat la tablă, uitați! Păi da, dar știi că memoria e ca femeia, te încurcă când ți-o mi-a mai dragă. Apropo de femeia... Recunoscând de-abia la a treia soție oficială... Eu aș vrea să nu amintim lucruri neplăcute, da? Pot să mă laud că am o fetiță cu prima soție. Cu prima. A doua avea de gata, n-am mai muncit eu, iar cu a treia am altă fetiță care acum e studentă în București. De fapt, termină acum limba germană. În rest am funcționat în diferite zone, la Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații, la un institut de cercetări din București, am absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații București. 1977, că veni vorba, anul ăsta trebuie să am întâlnirea de 45 de ani. Și tot așa. În rest, activitatea mea a fost foarte intensă, foarte bogată și foarte puțin rodnică. Dar, după cum a spus doarșul profesor, să nu intrăm în detalii negative. Mulțumesc! Sunt Gabriel Iordache, dar ce vreau să zic, sigur că fiecare, după o viață trăită, ar crea un roman și ar povesti viața, pentru că fiecare trece prin momente mai ușoare sau mai greu. Eu ce pot să zic, după absolvirea liceului, am absolvit Facultatea de Subinginer Construcții Corp Nave și după care am urmat la Seral Facultatea TCM în China. Am fost căsătorit cu una dintre colegile voastre, așa, cu care am avut o fetiță. Ea s-a pierdut. Și acum cu
cu actuala soție am avut o altă fetiță. Sigur că momente de contitură a viață, să zic așa, a fost acum vreo 7 ani când am avut o operație cu un cord deschis, dar țin să apreciez medicina românească, excepțională, adică am fost internat la Fundem în București și nu am fost într-o clinică particulară, dar am fost tratat ca la o clinică particulară cu multă atenție și cu un echipament, fiind de profesie inginer, mi-am dat seama, avea un echipament acolo de ultimă oră, ceea ce mi-a confirmat și medicul care m-a operat. Altceva, ce să zic, acum sunt ca activitate, eu nu mai am lucrat în proiectare la ICEPRONAP și din cauza operației pe corp deschis a trebuit să opresc activitatea și m-am vindecat și acum acasă ca activitate continuă cât pot, până la 10-12 ore pe zi, uneori, nu întotdeauna, fac bricolaj. Și vreau să vă zic că locuiesc într-o casă veche de mai de 5 ani și primi și 100 de ani casa, nu i-am mai ias socurilor mei, dar în care am fost obligat să fac consolidarea în baza unor cunoștințe preluate din cărți, pentru că nu mi-a permis situația financiară, am făcut consolidarea cam în porții de 85%, cam eu. Deci, în continuare, bricolajul îl fac cu remedieri care apar la casă veche, dar sunt mulțumit de faptul că o întrețin bine și arată bine. Și cam atât. Vreau să fac o remarcă, voiam să fac mai înainte, că unora dintre noi viața le-a luat-o înainte. Fie că săraci nu mai sunt, fie că cei care suntem ne-au dispărut persoanele dragi, de cazul pe care l-a povestit și colegul nostru. Mai departe, colegul nostru Pădura. Păi, așa cum au spus și colegii, am terminat în 72 liceu. Ne întrebam. Da, așa. Cum ne-au terminat mai târziu. Am făcut mașini electronice și de calcul, cum s-a numit școala aia tehnică. Am 38 de ani de muncă. Sunt însurat de 46 de ani. Am 2 copii. Așa cum a fost serviciu, a trebuit să ne punem la punct periodic pentru că a tot evoluat electronica, așa că am făcut o grămadă de cursuri și de specializări până aproape de pensie. Toată viața învățăm. Da. Și acum, dacă am 3 nepoți în București, m-am mutat în București vreo 10 ani. Mai am o nepoțică în Anglia. Băiatul are 46 de ani. Fata are numai vreo 44-45. Regim de bunic. Mulțumim. Cu pian, cu balet, cu... de toate. Alergătură. Mulțumim. Așa te mulțumim. Așa te mulțumim. Jena Tudorie. Da. După terminarea liceului, care e același cu ăla de acolo, am făcut construcții civile și industriale. Am fost la trustul de construcții din Galați, până când s-a desfințat. După aceea am mers având o bună prietenă la Banca Națională, nu, la BRD, pentru că venise Banca Dacia Felix în Galați, mi-a zis să vin să lucrez cu ea. M-am dus, am lucrat cu ea,
dar și m-am simțit foarte bine. Mă duceam cu mare plăcere la servici, dar marele nostru ghinion a fost că a fost cineva care a dărâmat tot eșafodajul băncii și a trebuit să plec. Am plecat un timp scurt la Loconfort și după aceea la primăria din Galați, de unde am ieșit și la pensie. M-am căsătorit cu un coleg de facultate, avem o fetiță care ne-a făcut un nepoțel. Fata lucrează la Banca Transilvania. Nepoțelul este trece clasa a treia. Mi-a făcut observație să nu mai greșesc, că el este mare, este în clasa a treia, nu este în clasa a doua. Am greșit eu odată și a ținut să-mi spună să nu cumva să mă mai... Da. Momentan suntem la pensie și eu și soțul meu, după și la 45 de ani de căsătorie. Mulțumesc! Cam atât. Domnul Marcel Cercelar. Numele l-a spus eu. Clasa 12-a ce? A 12-a ce, da, bineînțeles. Ce să vă zic, am terminat o facultate de profil de construcții, am lucrat pe cele mai mari șantiere din țară, combinat cu petrochimic media în abordare, centrală nucleară Cernavodă, uzina de apă grea, turul Săvârin, toată Valea Jiului, termocentrale de la Rovinari, Turceni, Șanița, Galați, Brăila, Tulcea, astea sunt. M-am căsătorit la 25 de ani, am doi copii, doi băieți, amândoi lucrează în Anglia, în Londra, pe IT. Cel mare s-a căsătorit, dar a divorțat. Cel mic s-a căsătorit recent, acum o lună jumate. I-a plăcut, nu ne-am putut opune, asta este. S-a îndrăgostit o fată din Zambia. Acum o lună jumate eram la nuntă în Zambia. A fost superb. Nu o să vedeți, scuzați-mă, nu o să vedeți. M-aș bucura să ne trăim într-o degeaba la. Suntem sănătoși cu toții, sunt la pensie de vreo 7 ani, abar n-am. De ce? Pentru că am lucrat în continuare. Abia în 17 noiembrie 2021 am renunțat și mâine trebuie să dau răspunsul dacă nu vreau să vin înapoi. Asta e, că n-au găsit și așa mai departe. Și acum, ca niște adevărați colegi care mi-ați spus cum sunteți, vă scuzați-mă, mi s-a umplat o măsă și vorbesc, dar nu contează. Păi ce vreți să faci? Și dumneavoastră, domnule profesor. Fără să mă întrebați, dar tu, dar cum te... Nu. Să merg înapoi, cine... Să ridice mâna cine zice da. Unde? La nuntă, în Zambia? O să mă duc înapoi la muncă. Nu. Ai muncit destul, stai, nu să știi. Ia să vedem. Și cine zice nu? Votăm? Da. Cine zice nu? Mâna sus. Nu ți-e cu relele. Repet atunci. Cine zice da? Eu zic da. Mai ne pot? Da. Mâna. Stai, da. Ok, mulțumesc. Stai. Să știi că nu noi trebuie să spunem da sau nu. Tu ești. Nu, știu, am zis fără să îmi puneți întrebări. Gata, mulțumesc mult. Ne vedem diseară. Colegul nostru, tot din a 12-a, Panait Sofronea. Sofronea și Panait. Am absolvit liceul odată cu dumneavoastră, ceilalți colegi. Am urmat cursurile Facultății de Mecanică din Galați. Prima promoție de furnale și oțelării la zi. După care am muncit în combinatul de Galați, de unde am ieșit la pensie la frumoasa vârstă de 50 de ani. L-am 2 sau 3 luni de zile și fac 19 ani de când am ieșit la pensie. Mulțumim.
Mulțumesc la fel și ție. Era nevoie să spui. N-ai învățat carte, vezi? Tu am învățat carte. Băi, vezi? Ai băut, tot trimis tata la școală și ai băut cerneul. Am un băiat de 43 de ani, care este notar aici în Galați. Am doi nepoței și de când au apărut ei, viața s-a schimbat complet. Una e să vorbești de nepoți, alta e să trăiești această stare și mă bucur enorm. Am o nepoțică de 9 ani, face în octombrie, și un nepoțel de 4 ani și ceva. Să trăiască. Mulțumesc la fel și vouă. Problema este că nu există bucurie mai mare decât aceea să trăiești emoția de bunic. Soția mea a fost asistentă medicală timp de 43 de ani, a lucrat 25 de ani la maternitatea de pe Chicuș, acum nu mai știu cum spune, și 18 ani la județ. A lucrat în secția de obstetrică ginecologie. Bună vestire, acum, da, că-i plecat. A ieșit la pensie în 2020, după 43 de ani de activitate, și ne întâlnim pe stradă cu părinți de seamă noastră, așa, și îi spune părintele copilului: uite, doamna este cea care te-a văzut prima dată. Lucru foarte interesant. Băieții, fetele, se uită așa lung la... Și când o cunosc, păi n-ai cum să o cunosc, ca de o zi. Ce să vă spun? Mă bucur că ne-am întâlnit. E un lucru extraordinar. Și domnul Ionel, cred că am fost eu primul sau al doilea la care a venit să inițiem această întâlnire. M-am bucurat foarte mult și am spus da din primul moment. Vă doresc multă sănătate și să dea Domnul să ne mai întâlnim cât mai des. Și cât mai suntem în viață. Nu? Că azi ești, mâine nu mai ești. Mă bucur că ne-am revăzut și aștept să ne întâlnim și de seară. Poate o parte dintre noi, sigur, venim și cu perechea și atunci o să ne... Cu pânduțe pe dinți. Iată, poftim? N-ai periuță de dinți? Vă scuz, doamne. Cu pânduțe pe dinți. Da. Ce să vă spun? Abia aștept să ne întâlnim de seară și pentru cei care nu mai sunt, Dumnezeu să-i odihnească și să le fie țărână ușoară. Ne pare foarte rău, dar asta e situația. Viața îți oferă și bune și rele. Și trebuie să o acceptăm ca atare. Vă mulțumesc! Viorel Macov, fratele meu, am vrut să vă avantajez să mai dau timp. Ia zic că sunt umbra lui. Costică Chirică, poate nu știți, da? Eram doi frați. Tot așa o amintire, bineînțeles. Cum erați? Trebuia să... Eram în clasă. Da, vorbim. Au fost niște probleme, apropo, cum spunea doamna, că de ce nu-i dă subiectul de la teză? Și la mai în clasă era la fel. De ce să nu-i arăt la teză sau invers? Pentru că când s-a prins doamna dirigintă, de ce cauți acolo? Exact. Unde-i Maria să te-am? De ce cauți acolo? De ce nu stai cu fratele tău în bancă? Da. Da, după terminarea liceului, am făcut o școală profesională de instalații. După ce am terminat școala profesională, am făcut facultatea de mecanică din Galați, instalații naval de bord. Fost să-i partizat la șantierul naval Turnul Severin. N-am stat decât un an de zile, când în cămin mi-a dat o cameră, să medic când mi-a făcut angajarea, o cameră la cămin, erau fără ferestre, fără nimic, nu știu ce zi, pe noapte, nu știu ce. Alții la repartiție au fost de afară din școală. Am dus de la director, nu? Ori tot, ori trebuie. Și uite ce am plățit, nu știu ce, și ne-a dat, până la urmă, o altă cameră. Părinții, hai, vină un coace, stai tu la hotel. Și am venit în transfer la Colminatul Siderurgic Galați. Am fost la TC1.
după aceea la TCF cu domnul Bradi. Da, să... am auzit de TCF. Așa în care domnul Sofronie Ascoret, el era șef schimb tehnolog, eu eram șef schimb întreținere. Dar nu vă mai domniți atâta vreme. Da. După aceea. Și... O scară aici să-mi spun că pistola. După aceea. Am așa. Am trecut la departamentul departamentul mecano-energetic și investiții, care am fost colegi cu soțul doamna Ior, Marta Viori. Jerea. I-am mergut la pensii 2009. Cărsătorit, doi copii, băiat și fată, băiatul e aici în Galați, fata e în Franța. Doi nepoți, nepoțiți. Băiatul n-are, nu s-a căsătorit. Fata, da, a pus 2 ani. Fata e în Franța, s-a mutat cu toți familia, nepoții. După ce s-a mutat pe familia, soția, tot depresiv, era nebunită după nepoți. Ducea dimineața, se ducă la școală, a fost deprimată în lucrurile pe. Și seara, venea seara acasă. Se făcea lecții, ducea la școală. Eu mă duceam cu el la antrenament, cu băiatul, ducea cu rugăra asta la școală din fotbal. Am asta. Da, mulțumim. Viorel Macovei. Clasa 20 a. Deci după terminarea liceului, un an de zile am stat acasă. Am vrut să dau la biologie la București. Când am văzut concurența aia foarte mare, m-am vrut să văd bani. În anul următor a făcut subinginerii la Galația, aici, instalația navale de port. Din 1978 m-am angajat la PDG Galați. Până în 2000. În anul 2000 m-am transferat la Galați, la portul mineralier. Am lucrat în parte tehnică până în 2015, când m-am și pensionat. Deci am plecat de la șef de atelier până la șef de serviciu mecano-energetic. Sunt căsătorit din 1978. Am 2 copii, o fată de 43 de ani, un băiat de 40 de ani. Fata a terminat parte mecanică la Universitatea la Facultatea de Mecanică și lucrează în birotică acum, în prezent. Iar băiatul este șofer pe tema arabesc. Din partea fetei am un băiat, un nepot de 22 de ani, student în ultimul an, în anul 4, la ceva în domeniul mecanic, la universitate. Iar din partea băiatului am o nepoțică de 4 ani. Ce să mai spun? Ești un bunic. Mă bucur că a venit la această întâlnire. Am vrut să vin și la celorlalte, dar n-am știut de ele. Așa, și mă bucur că ne vedem cu toții acum, măcar după 50 de ani de la absorbirea liceului. Multă sănătate la toată lumea și numai bine. Revenim la clasa 12 a C. Eugen Cunde. După terminarea liceului, am dat la facultate, nu am reușit, am stat un an de zile, m-am pregătit, am lucrat între timp, după care am reușit la facultate, la construcții nave. A fost prima promoție de teriști, am făcut la Mangalia, la 21-6 am făcut armata. După ce am venit, am făcut un an de zile facultatea, n-am terminat-o, fiindcă mi-a plăcut viața, n-am stat la să învăț. Și am făcut o școală tehnică, operator de ană de expediții internaționale,
în port. Am lucrat o perioadă de 2 ani de zile în port, în portul Docuri, ca operator de expediții. La navele care veneau în cărcau și toate documentația așa le întocmeam noi. Asta se ocupa un operator de expediții. După care am trecut la, după 2 ani de zile, am trecut la Navlomar. Navlomar fiind o societate în timpul ăsta la Camera de Comerț Exterior era. Și de atunci, deci din 77, din 77 am lucrat până în 2018 la Navlomar. O vechime, am văzut unii colegi spun că au 30 ceva, eu am 44 de ani și 8 luni vechime în câmpul muncii, adică ce am lucrat. Căsătorit din 76, am o fetiță, fetița este mare acum, a făcut o facultate de profil management, face a doua facultate acum, deci dacă mie nu mi-a plăcut, îi place ei, face ea, dacă n-am terminat o facultate. Am doi nepoți, numai o singură fată am. Am lucrat la Brăila și bună, m-am reîntors la Galați. Am doi nepoți, un nepot de, în clasa 7-a, unul abia la, în septembrie o să intri la clasa 0. Am zis, căsătorit din 76 până în prezent, suntem în rest. N-are să spun despre ce am trecut prin viață sau ce am mai fost, că am fost în 83, să, am avut o cumpă în viață, dar Dumnezeu mi-a dat zile și de că trăim și ne-am întâlnit și aș vrea să spun că, adică așteptam întâlnirea asta, am avut, parcă la 10 ani am avut prima întâlnire. Deci de atunci, de când, și îmi părea rău, parcă întotdeauna, eu lucrând la Brăila, am rupt relațiile, nu aveam, nu mă mai întâlneam cu colegi, nu mai știam absolut nimic, nici de profesor, nici de colegi, cu Gogoașu m-am mai întâlnit, da, că el, o să spun, nu a lucrat și era tot în navigații, tot în navigații. Da. Și cam atât. Asta e ce a fost, a fost. Acum pensionar, aș fi vrut, de fapt, mi-au zis să continui, să stau, dar n-am mai vrut eu. Am doi nepoți, am zis să am grijă de ei, ca să pot să ies în parc, să mă duc de ei. Am la țară casa care am renovat-o, am avut pământ, am pus barul și o grădină frumoasă, ba Galați, ba la țară, deci activitatea este oricum, nu stau. Cam asta am spus, mulțumesc! Mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit. Sunt emoționat de asemenea evenimente. Majoritatea colegilor nu am reușit să ne mai întâlnim. Unul singur, cel care ne-a mai intersectat în viață. După absolvire, am continuat studiile la Facultatea de Construcții. Am ajuns la combinatul siderurgic, am profesat 6 ani, apoi la combinatul siderurgic de la Călăraș, unde am prins și rădăcini cu toată familia, am doi copii, doi băiați și fată, am 4 nepoți, câte o pereche de la fiecare copil. Sunt un bunic fericit, vă doresc și vouă la fel și până la adânc bătrânețe. Mai am o sarcină, să nu trecem la alte subiecte. Mama mea, de 94 de ani, mi-a zis când e prima ședință cu părinții. Vă doresc fericire și sănătate la toți. Continuăm tot cu clasa 12-a ce? Da, Florinea.
Hai, Florinele, se face. Nu pot să vorbesc. Are prea multe emoții. Îl lăsăm la urmă. Lăsați-mi să mă mai gândesc. Revenim, revenim la clasa de fete. Dar a mai rămas Sava Rene de la ce parte? Când îi vine rând. Clasa de fete. Marta Raluca Gheorghe. Ce să spun? A trei noi. Liceu, a 12 de. Da, facultatea de medicină în general, Galați, 5 ani la țară, s-au blocat toate examenele de intrare în oraș, primul examen intrat în combinat, după aceea mers la gradele care au fost, luat specialitate de medicină de întreprindere, rămas în combinat sub direcția sanitară până în 96, după aceea combinatul ne-a preluat, dar ei nu făceau sănătate, făceau oțel, așa că ne-au dat la o firmă, iar o bucățică cu romar, dar am zis, și după aceea a ieșit la pensie în 2012. Și am stat acasă și am zis ce bine e să fii pensionat. Da, foarte bine. Că la ora la care trebuia să vin de la serviciu, eu eram încă în pat și încă la televizor urmărind serialul. Așa. Și după aceea sculat gavoasele, nu le-am spălat, dar și mâine e o zi. Dacă suntem sănătoși, o facem și mâine. Dacă nu suntem, de ce să nu ne bucurăm azi de ziua asta? Nu facem nimic. Și da, nu, stai, am revenit în activitate în 2013. Trebuie să spun că statul așa la pensie au pus pe mine vreo până la 95 de kilograme. Am făcut un efort, așa, un an de zile și s-au dus 20, după care am început din nou să acumulez. Și viitorul va fi iar, că nu se poate. Eu știu de ce am luat, știu unde greșesc. Serialul? Nu, s-a terminat cu serialul. Și după aceea, cu MedLife-ul, o perioadă până în 2018 și am zis, eu vreau acasă la pensie. Și am mai stat câteva luni, au tras de mine, hai că, dar vin cu jumătate în urmă. Așa, ca să pot să am un motiv să ies... Să aveți de unde să veni și da, să da, să facă, să ies din casă. Tendința e să stai în casă, că e bine. Dacă soțul face cumpărăturile, de ce să mai ies și eu? El. De el, da. Totdeauna. După cum e și invers. Eu sunt vinovată. Dacă nu e divină. Și ce să spun? Iar anul ăsta, în februarie, am hotărât la pensie. Târziu. Cum adică târziu? Era adică nu mai am de trăit prea mult? Nu, târziu v-ați gândit să ieșiți la pensie. Păi da, dar unii trebuia să mă gândesc. Trebuia să mă urmați pe mine, eu am 19 ani de când am ieșit. Unii ne-au fost să votăm. E foarte bine la pensie. Parcă nu mai am timp cum aveam înainte. Exact. Dar nu știu. Și tot ai folosit dictonul. Ce poți face azi? Nu lăsa pe mâine, lăsa pe pâine. Da. Eu așa zic, dacă mai ieșim un mâine, de ce să nu mă bucur azi de azi? Nu? Dar dacă nu mai e mâine, mă bucur azi de azi. Și speranța mare copil. Un copil, așa, 44 anul ăsta, în Surat, în Franța, Centrul de Energie Atomică, cercetător. El face toate
Bombile atomice. Nu, fără bombe. Toate lucrările care se publică, e altceva acolo să publici decât aici. Aici mai trebuie, nu știu ce, acolo e foarte simplu. Însurați, doi nepoți, adică un nepot 12 ani, o nepoată 8 ani. În brațe, nu? Da. Așa. De-aia peste în liber. Sunt stabiliți acolo și au luat casă, e bine, mersi, iar noi suntem părinții abandonați, care la an ne mai vedem, săptămânal ne mai auzim și din când în când ne mai vedem așa, pe chestia aia. Vreți că tehnologia. Da. Și asta e treaba. Cât om putea, cum putea. Ce gândim și noi pentru viitor, să găsim și noi măcar o mică garsonieră, când o rămâne unul, să aibă o să stea. Ca să le fie și lor ușor. Ne gândim la lucruri triste azi. De, ne gândim la un viitor frumos. Da, păi, dar e frumos când ești cu copii, chiar dacă e singur. De curând am avut o remarcă, apropo de ce spuneai, cu pensia, cu diverse, cu greutățile, cu greutățile kilograme. Care mi-a plăcut. Spunea că corpul îmbătrânește fără să ne ceară voie. Spiritul depinde doar de noi. Am inimat tânără până la 18 ani. Păi asta este. Dar de ce? Asta contează. Picioarele sunt ca la 90. Da, da, am zis că soacra mea avea 90 și mergea mai bine ca mine. Bunica mea avea 90 și mergea mai bine. Da, sănătos. Pentru că nu se ducea la piață. Soțul. Pentru că nu avea mașină pe vremea aia. Da. De asta e. Pentru că, mișcarea. Altceva? 5.000 de pași pe sănătate. Mai departe. Mulțumim. Și neuitata Mariana Chiesa. Mă bucur tare mult că ne-am întâlnit. Cu Marta mai ținut legătura și cu Mircea Chele. Și chiar de Revelion am vorbit cu ei și le-am spus, măi, știți că noi împlinim 50 de ani, hai să ne adunăm 2, 3, 5, cât vreau găsi bine în Galați, eu sunt plecată de 45 de ani din Staun Jurești, dar dacă colegul Chirică a venit cu ideea, poate mai bine. Când am terminat liceul, eram deja prietenă de un an de zile cu un băiat student aici la chimie alimentară. El a absolvit în 73 și s-a gândit să nu mă lase nici, că dacă mă pierde. Și m-a luat cu el. M-am căsătorit, deci anul viitor vom sărbători 50 de ani de căsnicie. Profesional am fost economist la CFR și după 90 în sistemul bancar. Am lucrat întâi în două bănci care s-au închis. De fapt au fost înființate cu gândul de a atrage niște venituri și, mă rog, așa. Am doi copii, băiatul are 48 de ani, e ca un manager la Vodafone. Fata, după ce a lucrat o perioadă în Petrom, s-a săturat de multinaționale și este la o asociație, Concordia, care se ocupă de copii defavorizați, de școlarizare, de au și școli de meserii și e o activitate foarte frumoasă. Se ocupă cu voluntariatul. Copiii mei au dăruit 5 nepoți. Oh, sunt o bunică bogată și împlinită. Locul întâi. Locul întâi până acum. Mai vedem, da. Sunt foarte mândră de ei. Și aveți aproape pe toți? Ai băiatului sunt în București. Fata stă în Ploiești. Fata are 3 copii și băiatul destul de aproape. Da, destul de aproape. Ne vedem lunar. Da. Foarte mândră sunt de nepoata cea mare care abia a făcut 18 ani, care în afară de faptul că e foarte frumoasă, este foarte talentată. E la liceu de artă, scrie foarte frumos, publică în niște reviste și are și ea activitate de voluntariat cu asociație de adolescenți, cu bursă Erasmus, cu, mă rog,
și îmi crește inima așa când îi, când îi văd. Mă simt o mamă și o bunică împlinită. Și mă bucur tare mult că ne-am întâlnit. Și trecem la clasa a 12-a. E. Da. Adriana Brebean. Adriana Brebean. Și eu, deci la liceu tot în 72. Surprinzător, da? Ceva nu vă surprinde? Nu m-am așteptat. Da. Imediat după bacalaureat am plecat la Iași cu ideea de a da la facultate. Am plecat puțin timorată, aș putea spune, pentru că două persoane din viața mea cu care m-am întâlnit în perioada aia mi-au spus pentru că tu n-ai să intri la facultate, pentru că sunt alții mai buni decât tine. Spre surprinderea mea, a părinților mei, am intrat la facultate. Am făcut medicina la Iași. M-am întors ca medic stagiar în Galați. M-am îndrăgostit de meseria de medic chirurg. Din anul 2 de facultate și cei 2 ani de stagiatură care mi-am făcut, am lucrat în chirurgie cu doctorul Trăistaru, dacă ați avut cu doctorul Maftei. Am lucrat foarte mult vreme, da. Până când directorul de spital la vremea respectivă mi-a spus, măi fătucă, tu nu ești făcută pentru chirurg. Tu nu vezi, chirurgi stau în picioare 4-5 ore. Stai tu, ai să poți să stai tu în picioare, să o trebuie de atâta. Zice, fă-mă anestezie, că ai văzut pe doctorul ăla de la anestezie, stă pe scaun la capul ăla, nu faci nimic. Am zis, tu are dreptate, ăla-i odihnit, chirurgul săracul e obosit. Dar n-am știut eu cu ce pită să mănâncă meseria asta, în tot cazul m-am îndrăgostit de ea în momentul în care am început să o fac. Și după ce am terminat specialitatea, am intrat ca medic anestezist la maternitatea Brăila. La maternitatea Brăila, unde cred că jumătate din pămicile care vin acum să nască au cuprim mâna mea, că îmi și spun, zice, știți, când m-am născut, eu mama mi-a spus că închei, ați dat anestezie când m-a născut pe mine. Mamă, sunt impresionată, într-adevăr. Am muncit până acum vreo 3 ani, când a venit vremea de pensie, conform legii medicilor, la 65 de ani, dar am spus nu să pot la pensie, pentru că nu pot să stau acasă. Și am mai lucrat vreo 2 ani, din care unul m-a prins în pandemie, a fost foarte greu atunci. De anul trecut am renunțat să mai muncesc, dar nu am renunțat de tot. Mi-am spus, fraților, nu mai vin toată ziua la spital, vin numai când aveți voi nevoie la gardă. Așa că fac în continuare gărzi la maternitatea Brăila, pentru că adevărul este că vorba unui coleg, să am de unde, să am unde pleca și de unde mă întoarce, dar este și un sentiment deosebit care nu știu dacă mamele care au născut îl înțeleg foarte bine, bucuria aceea care o vezi în ochii mamei în momentul în care își vede bebelușul. Este superbă, este înălțătoare, eu plâng alături de ele, să știți. Adică ele, în momentul în care se bucură, le dau lacrimile și eu sunt lângă ele acolo și am două lacrime. Și cam asta este o viață întreagă. Am lucrat la maternitatea Brăila, lucrez în continuare acolo, dar nu mai trebuie. Și cam asta am făcut toată viața. Ce să vă spun? Mulțumim, Adriana. Și dacă credeți că am scăpat de domeniul medical, înșelați. Încă nu. Maria Ungureanu de la aceeași clasă. Da, de la aceeași clasă. Noi am fost clasă de umană, dar din clasa noastră și alți colegi au dat la medicină și printre ceilalți am fost și eu. Dar eu eram în clasă 3 fete care dădea la medicină și da. Doamna în trecere care învață da.
mai mult la anatomie. Poftim? Și Carmen, Carmen, da. Și Carmen, da. Și Carmen, da. Și Carmen, da. Da, Lorelina a fost la Iași. La B, la B, la B. La B a fost, la B. Însă eu fac parte din Belera. Eu și noi nu știam că avem un spital întreg aici. Da, da. Aproape Lorelina mi-a fost colegă de... colegă de cameră. Și mie mi-a fost colegă Carmen Dragoș, la da. Iași. Da. Însă ea s-a mutat din Galați când a intrat la facultatea în Iași cu părinții, a terminat facultatea și a fost repartizată la Suceava după soțul ei și este în Suceava. Noi mai ținem legătura, acum nu mi-a răspuns, poate era plecată din țară sau nu știu. Eu fac parte dintre veterani pentru că în 1963 ne-am mutat aici, blocul chiar din fața bisericii, E5, și pentru mine a fost o tragedie că în clasa 5-a nu era acest liceu. Și am fost la 6, la școala 6, care acum e liceul Racoviță, în clasa 5-a. Cunosc eu. Da. Făceam drumul ăsta care era, cum era, de vremea aia, destul de greu. Mai ales iarna. Da. Ba mai mult, în clasa 4-a, la școala 19, am fost colegă cu René. Deci, altă legătură, școala 19 este și acum în spatele spitalului militar. Locuiam pe Traian. Și de acolo am aterizat aici. Și legătura, am intrat în clasa 6-a aici, am avut mulți profesori, de exemplu pe profesorul Taftă, a venit în clasa 7-a sau a 8-a direct din facultate. Da. Și venea cu pick-up-ul și ne punea discuri cu muzică franțuzească. Pentru noi era ceva super. Pe doamna profesor Mârzac, cu care țin legătura, de română, și care are? Are 92 de ani. Eu sunt medic de familie acum și este înscrisă la mine și purtăm discuții destul de des. Am văzut-o acum vreo 6 luni, tot puternică. Ne-a transmis urări de felicitare, dar după terminarea liceului, eu am locuit până în 84, tot aici, la blocul E5, așa că eu profesorii vedeam, vai ce frumoasă-i doamna, vai ce tocuri frumoase are, vai cum s-a îmbrăcat, vai cum s-a coafat, pentru că așa erau vremurile. Mă întâlneam foarte des cu dânsii, dânsii mă mai știau, nu mă mai știau. Am făcut facultatea la Iași, n-am intrat primul an, am dat la București, în al doilea an am intrat la Iași, au fost multe și în facultate, mi-a dispărut abă. Apoi, în facultate, am cunoscut un băiat care era ardelean. Și, cum e vorba, încet și foarte încet la ardelean, am zis eu, băi, hai să mai schimb lumea asta. Și am plecat în Ardeal. El din Aiud a făcut economice, însă, încet și foarte încet, se adeverește. Am stat 5 ani și n-am suportat. Am lucrat la spital și aveam posibilitate să devin, se făcea un fel de cursuri de supra-specialitate direct în spital, la interne. Gărzi, chestii, stăteam cu cărțile după mine, nu știam, spitalul nu era foarte mare, dar era. Și mai ales pentru un absolvent, în 79 am terminat. Și puteam să rămân, dar nu mă adaptam oamenilor. Și mai era un lucru. Pe o parte era Mureșul și pe alta erau munții. Ori mă duceam peste Mureș, ceea ce era greu, ori trebuia să trec la munți. După ce am terminat stagiile, am aflat că se face repartiția în Galați. Eu născusem băiatul acolo, am un băiat, în 82 născut, și vreau să vă spun că ideea asta de a mă duce
în munți, de a pleca din oraș, bine, pe lângă faptul că, vai, la Galați e teatru, la Galați e nu știu ce, la Iași nu mai puteam, mergeam la operă toată ziua. E, lucrul ăsta m-a șocat. Mai mergeam și noi în scurte, dar orășelul era mic, erau grupulețe formate, ardelenii nu sunt așa ca noi, vorbăreți, primitori, așa. Știți, te cântăresc mult, mult, mult. M-am întors în Galați și s-a dat combinatul siderurgic, avea nevoie de medici. Am intrat șocat. Eu știam că avea nevoie de oțel. Da, da. Și de medici pentru oțel. Și de medici. În 84 eu am intrat în combinat, șocată că aveam de la poartă până la laminoare numai vreo 46 de linii de cale ferată de trecut și de mers pe jos cam 40 de minute de trecut prin cale. Când treceau bramei incandescente, iar tu trebuia să treci o pasarelă. Mai repede ajunge Adriana la Brila. Da, e adevărat, în 25 de minute sunt acolo. Când am intrat, am fost supărată. Când am plecat, am fost supărată. Am stat 19 ani în combinat, a trebuit să ne facem specialitate de medicina muncii, și la Furnale am lucrat, dar cel mai mult pe grupuri de șantiere, se numea în sfârșit Urs, CMSG-ul, unde am stat mai mult de 10 ani. Și când au venit indienii, colegii noștri, noi aveam policlinică în combinat, cu toate specialitățile și vreo 16 medici generaliști. Și când au venit indienii, așa cum a spus Marta, și a început ideea că ne dă la altă firmă și nu știu ce, colegii noștri au spus, bă, voi ați văzut doctor murind de foame? Luați-vă gentuța în mână și bateți din ușă în ușă. Hai să plecăm. Și bătând din ușă în ușă, medic de familie. N-am plecat în primul val, dar între timp în combinat, eu m-am dus și mai departe. Ne-am făcut a doua specialitate, am făcut și alergologie printr-o teză de doctorat la Iași și am făcut-o cu profesorul meu de farmacologie și cu, nu cu Lungiu, am făcut cu Sava Dumitrescu, care a fost și rector, care da, a știu. Da. Și mi-am luat și eu cu chirie un spațiu și din 2002 sunt medic de familie. Încă lucrez. În fiecare zi zic așa, ce fericit e soțul meu care stă acasă. Soțul meu e economist, dar el, săracul, lucrează tot ce înseamnă hârțogăraie la mine pe cabinet, calculator, eu nu știu câte mail-uri vin, care vin, ce facturi, salariu. Ce hârtii. Și fără salariu tot. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Da, și tot primește vorbe de duh așa, din când în când. Nu mi-ai spus, nu mai atenționat. Da, el muncește pentru mine, mă ajută foarte mult. Am un băiat, e medic stomatolog, căsătorit cu doctor la Constanța. Și de aceea eu vara nu sunt la Constanța. Pentru că, mama, știi, ne vin nașii. Bine, mama. Mama, dar ne vin prietenii. Lasă săptămâna viitoare. Hai din iarnă. Da, exact. Dar cum? Dar voi nu veniți că e cald acum. Acum în mai. Dar în septembrie, la sfârșit, când se strânge tot, voi nu veniți la mare. Deci cam așa se întâmplă. Când mai rămâne loc și pentru voi, da, nu? Da. Când mai rămâne loc, mai da. Rămâne. Și... cam asta e, nu am toți. Nu, încă. Să sperăm că ne vom vedea. Mulțumim, Maria. De vitezele soțului tău. Era un da. Banc care spunea că ardelenii au trei viteze. Da. Două, cât îți spuneai tu.
Da, două. Încet, încet, ișor și deloc. Da. Păi nu ca are o moldoveancă care zice, hai, 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 hai. Mai iute moldoveancă. Și iarăși, dacă credeți că am terminat cu sistemul medical, iarăși l-am celălalt. Da. Cu Dorița, Alița, Masi. De la toată bătării. Bună ziua, dragi colegi, bună ziua, domnilor profesor. Sunt absolvent la școlii post-liceale sanitare Galați, secția farmacie. Și sunt foarte mult de profesia mea. Am primit... După absolvire, am primit, m-am făcut ficiuică, că sunt emotivă, în general, în discursurile libere. După absolvire, am primit repartiție la Iași, unde l-am cunoscut pe soțul meu și de unde nu ne-am mai întors în Galați, am rămas la Bacău. Revoluția și schimbările de regim, mie personal, m-au făcut foarte bine, m-au descătușat. Mi-am luat zborul și mi-am deschis drumul către antreprenoriat, care am descoperit că era, de fapt, adevărata mea vocație. Am înființat niște farmacii, am administrat, am mers pe acest segment. Cereașa de pe tortul vieții mele, normal, sunt cei doi copii. Am un băiat de 40 de ani și o fată de 37. Niște tineri foarte frumoși, liber, care și-au luat zborul în lumea largă. De la băiat am o nepoată de 10 ani, din datorită căreia, de altfel, am încheiat și activitatea managerială. Când s-a născut, copilul meu, care este peste ocean, a avut nevoie de ajutor și atunci era foarte greu de susținut o activitate la așa o diferență de plus orar. De la fiica mea, care este foarte titrată și care este doctor în nutriție, după ce a terminat facultate de farmacie, masterat în nutriție și doctorat în nutriție, acum este profesor universitar în Copenhaga și de la ea am o nepoțică de 2 ani. Și urmează să mi se dăruiască și un nepot în septembrie, tot de către fată. Sunt o bunică nefericită, în sensul că doresc mult mai mult să mă implic în creșterea nepoților și să mi ajut mai mult copiii. Dar fiind distanțele suficient de mari, ani care ne-au izolat, asta s-a întâmplat. Mă bucur că, datorită colegilor mei inițiatori și în special lui Chirică Ionel, am reușit să ne revedem, să revenim cumva la matca de unde fiecare ne-am luat zborul în diverse zone. O mare bucurie a fost această reîntâlnire cu oamenii pe care nu i-am văzut de 45 de ani de când sunt plecată, dar important e că nu v-am uitat. Am fost un pic prea scurtă, dar am, asta trebuie să vă spun, niciodată nu mi-au plăcut orele de 50 de minute. Mie mi-au plăcut pauzele lungi. Hai să ne vedem la dans. Mulțumesc! Reprezentanta clasei a 12-a D, Niculina Anghel. Da, fostă Niculina Anghel, actual Mihăilescu. Din păcate, soțul meu a murit, a fost colegul nostru. Asta e viața. E foarte greu, foarte greu să vă dea Dumnezeu să fiți împreună cu soțiile și soțul nostru cât mai multă vreme. Am avut, privind soțul meu, vorbesc la trecut, am un băiat la București care a terminat IT, calculatoare, și are două servicii, unul în cadrul facultății, unul manager Club Știința București și un nepot de care mă bucur foarte mult, însă ne vedem destul de rar. Eu nu mă duc pentru că nu am permis de conducere,
este foarte greu din acest punct de vedere și atunci când poate el vine, dar se întâmplă destul de rar. M-am bucurat foarte mult de această întâlnire. Sper să ne mai întâlnim. Vă doresc din toată inima sănătate și să ne revedem curând. Revenim la clasa 12-a. Dudu Dumitru sunt. Dan Dudu. Dan Dumitru, cu care am copilărit, am jucat, dar acte Dumitru. Dudu Dumitru. De 12 ani. Am terminat și eu, ca toți, cu bucurie școala, am luat bacul, m-am înscris la facultate în Galați, înainte de examen cu prostăță, până bine, hai să ieșim la un pescuit cu colegii din clasă, un grup de 5 colegi, și cu bicicleta, să mergem la o baltă, la o baltă unul din colegi, mai precis, Victor Mihăinescu, care nu mai este, hai mă, să mai merge și mai departe. Și am plecat și am ajuns cu bicicletele până la Bicaz. Ne-am urcat pe baraj la Bicaz, ne-am întors pe partea aia altă, timpul a trecut, nu m-am mai putut duce, examenele s-au ținut, am pierdut pe cană. În toamnă, am să mă duc să dau din nou examen unde m-am înscris eu, dar nu mai erau lucruri, n-am dat anul viitor și am reușit că am făcut o facultate la Galați, TCM-ul am făcut. După terminarea facultății, cu repartiții, cum era atunci repartiții guvernamentală, la Combinatul Siderurgic. Acolo am început activitatea și tot acolo am și terminat. Am început de jos, într-un atelier de proiectare, am fost inclus proiectant tehnolog și până am ajuns șef acestui atelier de proiectare. Și am ieșit la pensie în 2013, la 59 de ani. N-am avut decât grupa a doua, din cauza asta am ieșit așa. Sunt căsătorit, am 3 băieți necăsătoriți. Aștept să se căsătorească. Și ești un bunic nevericit. Sunt în căutare de lor. Da. Mi-a ajuns rău doar când îi cauturi. Activității, așa cum am zis, după ce am terminat activitatea în combinat, n-am mai căutat în altă parte, că am zis, lasă să aibă tinerii loc de muncă. M-am ocupat cu activitățile astea, cu plăceri, cu pescuitul, am mai ieșit pe la pescuit, cu plimbări, cu mersul pe la diversi prieteni prin alte localități. Asta este. Acum aștept să găsească băieții ăștia. Nu vreau să fiu și eu bunic. E vița nu? Să vă intru cu drag. Negociere? Mai și cumpăr. Negociere? Nu așa oricum. Negociere? Dacă e altă este. Bună idee. Mulțumesc. Păi da. Tot noi, clasa 12-a, Gheorghe Dănăil. Colegi din bani, 76. Eu, după ce am venit la liceu, am fost la școala oficială de calculatoare, după care am făcut construcții coordonate. Repartiții la Navrom Constanța, nu par, dar sunt aventurier. Cu examene am promovat până la mecanic 1, cursă mecanic 1, am făcut și funcție de șef, am mai pierdut câte un șef, am mai pierdut câte un comandant în Marea Mediterană, pe vreme frumoasă, au și murit la voi, am avut aventuri de tot felul. Te-ați omorât voi. În 92 m-am întâlnit cu doi băieți și am plecat la companie străină. De atunci, până în 2016, am lucrat la companie străine. Pe prima navă erau 10 naționalități. Am lucrat cu vreo 20 de naționalități, pe puțin. În China am fost în vreo 20 de porturi. Am plecat în conjurul lumii. Am plecat din China, din Marea Galbenă, o pornire Africa, în Brazilia, Brazilia încercare pentru
Mexic, descărcat minereu de fier, mers în alt port, încărcat minereu de fer pentru China. Mare Să ai grijă cu coara de la floare. De la agitație. Da. Emoții. Odată am mers și am încărcat o navă mare de vreo 70.000 de tone pe Amazon. Vreo 400 de kilometri în munte. Am plecat, aveam din Ghiga și am plecat într-o mică excursie. Într-un loc unde era apa manică, am înătat și din Amazon. Sunt printre performanțele mele. Te întâlni cu Pirania? Ei, nu Pirania era problema. Amazoncile. Sunt niște peștișori care dacă te urinezi, ai probleme ca bărbat. Ai un cadal. Atunci nu știam. Wow! Nu te urinezi. Atunci nu știam că... În 2010 m-am pensionat, dar am lucrat până în 2016. În 2016, nici n-am mai căutat contracte, dar... Ați mai argat. Da. Am avut viața aventuroasă. Sport. Copii din nervați n-a zis nimic. Nu am nevoie. În afară de plimbări pe faleză, dacă aveți trecere pe acolo, după amiază sau dimineața, am program. Ții liber o masă acolo. Ia cititul și... Și eu. Da. Dar e nou că eu trec pe sus, nu trec pe la restaurant. Foarte la aglomerație. Dacă o să schimb la seara. Dacă obiect sunt în străinătate, ajung mai repede decât ajung eu la Deva. Că fac 20 ore până acolo și e un avantaj la avion. Copiii sunt bine. Eu. La fel de bine, că ai zis analizele bune. Că la 69. Și mă bucur că și pe domnul profesor care au fost, i-am fost primii elevi, domnul Taft a fost prima oară, mi-a prezat un nou. Am început prin clasa 6 aici, a fost frumos. Nu mai putem plânge nimeni. Și ne plângem. Doresc la toată lumea să fie sănătoasă și să ne mai revedem. Mulțumim. Revenim la clasa 12-a, Delia Chigoian. Viața mea a fost, bună ziua, când l-am găsit, a fost mai rapidă. Am terminat liceu, am dat la facultate de psihologie. Nu am reușit în București pentru două studii. Pentru două studii, după care părinții mei au pus să-mi găsesc un servici. Și împreună cu prietena mea, colega mea, care este și acum, am găsit în viața liberă minunat, să amintești, și am dat concurs ca desenator. Am lucrat la IFA, am fost primită, am lucrat, m-am căsătorit cu un inginer băiat, deosebit. Din păcate era evreu și sigur ca toți evreii, în acea perioadă, în 70 și au avut dorința de a pleca. Eu nu am plecat, și mie fata am militar. Și tatăl meu și-a făcut greu o carieră. Am avut o fetiță și am rămas singură cu o fetiță și părinții mei. Timpul a trecut, el a plecat, eu am rămas. Am făcut școala tehnică, împreună tot cu colega mea și prietena mea, Veronica. M-am recăsătorit.
am avut o altă fetiță, au venit disponibilizările la institut, a trebuit să plecăm în Italia, am plecat, am lăsat-o pe fetița cea mare, la părinții mei. În Italia sunt de 23 de ani, a fost foarte greu la început, cum fie de greu să primește la și să ajungi să lucrezi ca o vânzător, ca badant, mă rog, într-o grădiniță, dar am luat-o de la capăt. Am avut cursuri 3 ani de zile la Seral, la Ca Foscari, în Veneția, pentru că noi locuim în zona Veneția. Și actualmente, da, și am lucrat 5 ani la Benetton, după care fetița a terminat liceul la Treviso, Mazzotti, a vrut să meargă la facultate, a terminat relații internaționale la Padova. Eu, între timp, mi-am găsit un serviciu ca designer interior și exterior, tot în construcții. Ea a vrut să facă master în Anglia, nu am avut posibilități pentru Londra, dar soțul meu a spus nu, o trimitem și vom face tot ce este posibil să facă masterul. Nu aveam trei viteze. Și a făcut și a rămas, actualmente lucrează, a rămas acolo. Lucrează la Amnesty International. Își dă examenele acum, dar își dă examenele pentru avocat în diritele umane și va profesa, adică va rămâne în Londra pentru că vrea să se căsătorească. Este logodită cu un coleg de-al ei de facultate, cu Marco, italian. Și-au cumpărat împreună un apartament, știți cum sunt relațiile moderne. De la cea mare am 2 nepoți, 2 băieți, unul de 17 și unul de 16 ani, Simon și Mario. Vin destul de des, până la pandemie veneam de 2-3 ori pe an. Anul acesta întâmplător eram la o prietenă de-a mea, la policlinică, și m-am întâlnit cu Jena. Cred că numai Dumnezeu m-a văzut. Mă uitam, am admirat-o, avea ochelari așa foarte frumoși, și am admirat, zice, doamnă drăguță, zic, așteaptă unde aștept și eu. Și a ridicat ochelare și imediat am recunoscut-o. Jena, tu ești. Da, și mi-a spus... Întrebat, nu vă supărați. Nu vă supărați, sunteți, vă doamna. Numiți de ea. Vă numiți de ea. Și ți-am spus, Jena, nu. Și mi-a spus de această întâlnire, eram cu fetița cea mică, cu Cati. Am venit pentru că a fost ziua nepotului nostru. Și fac în fiecare an, vin de 2-3 ori pe an, fac parastasul părinților mei. Mama mea are 8 ani de când a murit, iar tatăl meu 11. Ce să vă mai spun? Și am rămas. Am spus că plec săptămâna aceasta, nu să plec. Dar am zis nu, mai amân. Am vorbit cu șefa mea, am o șefă, totdeauna mi-au plăcut șefele femei, încă sunt așa cum sunt ele. Dar am o șefă bună, da. Așa. Și săptămâna viitoare plec. Lucrez, încă lucrez. Pentru că nu am, în timpul când am făcut diverse servicii, eu nu am cei 17 ani în care, de fapt, cer 20 de ani să ai vechime ca să ieși la pensie. Și atunci eu am luat 15 ani și sunt învățată să mai lucrez. Mă mai țin, probabil că e norocul meu. Avem o mică căsuță, mică, totdeauna mi-am dorit atât. O mică căsuță la munte. Fetița cea mică vine foarte des pentru că ea lucrează între Italia și Anglia. Și cam atât. Mulțumim. Eu vă doresc sănătate. N-a fost ușoară viața mea. Dar ajutorul lui Dumnezeu. Nu m-am plictisit, nu, și nici nu mă plictisesc. Nu mă plictisesc, vă doresc sănătate, să ne mai întâlnim și mulțumesc, Jena, că te-a adus Dumnezeu în calea mea. Și așa m-am învățat și pe Veronica. Mulțumesc și eu că am reușit să am ne întâlnim. Am reușit să... Iar fetița mea cea mare este director, fetița Charlotte, este directoare la școala 26. Frumos. Da. Noi ne și închipuiam. Cum a dat telefon de la șefei ei?
Pronto? Delia sono. Sono io, Delia. Sono io. Sono io. Colega noastră Veronica Iordache, tot de la 12. Am terminat liceul, m-am angajat. După angajare m-am căsătorit. La anul facem 50 de ani de căsătorie. Mulțumesc! Am terminat școala post-liceală. Am fost la IPAM, am muncit 30 de ani, la 55 am ieșit la pensie, să-mi cresc nepoții, am două fete, doi nepoți. De la fata cea mare, nepotul a terminat IT-ul, facultatea, are 24 de ani, de la cea mică are doar 5 ani. E la grădiniță și bunica are grijă de el. Și... Să te bucuri. Ai da. Mii sunt mari și nu mai stau să-ți motocesc. Ginerii meu și fica mea sunt mai tăcuți, mai așa. Cea mare mai vorbăreață, e psiholog și mai vorbăreață, e mai... Și el seamănă cu bunica și cu mătușa. Și este vorbăreț, picinică se știu, bună ziua, vorbește la fix, este, așa. Și cam atât. Sunt pensionară de mult, îmi este bine, că mi-am crescut nepoții. Mulțumesc că m-ați chemat și că sunt aici alături de voi toți și mă bucur că v-am revăzut. Și sperăm să vin și de seară. Păi vin și de seară, dar fără soțul meu. Noi de 50 de ani suntem apicultori. Am început la un stup, dar n-am mulți, dar mă rog. Și el este la țară cu albinuții. Așa, și... Deci tu ești asta de loc de la albinuții. Acum n-am mulți. Nu vreau să te și ce? N-am vrut. Eu nu m-am mutat când am venit. Mulțumesc frumos! Albinuța Veronica. Albinuța Veronica. Colega noastră, Nioara Vasile, tot 12 ei. Da, deci cred că mi-am pierdut cam mult timpul cu secretarul de cer și atunci când am terminat, deși eram în cei care spuneau voi da la medicină și eram aproape sigură că voi reuși, bă, așa gândeam atunci, n-am reușit în primul an și atunci m-am hotărât după aceea, în următorul an, nu voi mai da la medicină și am dat la biologie chimie. Am terminat facultatea de chimie-biologie, mi-a dat repartiție undeva într-un sat. La ieșirea din Galați spre Bârlad, nici nu știu, am fost acolo cu părinții și era cea care primea în gazdă toți profesorii care se duceau acolo. Era o casă mai de capul ei, cu găuri, bunica mea care necrescuse a zis, tu nu rămâi aici, că nu o să te mănânce pe tine șobolanii și m-am întors frumușel la casă și trebuia să fac ceva, că la vremea respectivă știți foarte bine, dacă nu trebuia să mai capul, era așa. Și atunci trebuia să fac ceva. Și ce să fac? Singurul lucru pe care mai puteam face în septembrie, la mijlocul așa, am făcut tehnică sanitară. Deci nu am stat nicio zi în învățământ, ba mint, când m-a repartizat după ce am terminat tehnică sanitară, în județul Tulcea, că atunci toate repartițiile erau în județul Tulcea, am ajuns tot la țară. Dar mi-a plăcut acolo, că erau alte condiții și pentru că în momentul în care lucram acolo era directorul școlii, ne-am înfietenit, o colegă, profesoara care era de biologie, a luat concediu că și-a rupt, nu mai țin minte, sigur, atâția ani. Și atunci am făcut și eu două luni, cred că am făcut învățământ.
În rest am făcut, mi-am făcut meseria. Ce să vă spun? A fost destul de greu, dar am rămas, n-am mai trecut în învățământ pentru faptul că mi-era lejer. Deci stăteam 3 zile, lucram, stăteam acolo, cabinetul era mare, la grind, pisica. Da. Așa? Și... Pescarii știu despre lucru. Deci dacă știați de atunci, puteați și vă ajutam. Acum, asta de aici, direct, tot dincolo la biserică. Dar nu e o problemă. Deci, au mai venit și le spuneam, mă duceți așa și ei puneam nu știu care. Și îi ducea la locurile știute de ei. Din nefericire, mi s-au întâmplat foarte multe lucruri neplăcute. Mi-am murit sora, nu am avut copii, m-am căsătorit, soțul meu navigator, așa mergea. N-am avut copii, dar pentru că sora mea a murit mai tânără, am preluat din mers postul de mamă. Postul de mamă și cred că ei m-au asociat mai repede cu mamă decât cu mătușă, pentru că în permanență eu și acum sunt mare, așa, sunt și copiii mei. Am lucrat până în antic mai, dar de fapt Brus, cea cu care, de fapt, era sora mea de suflet a doua, cu medicul de familie, care pentru noi a fost o legătură de sânge la un moment dat, pentru că ne-am apropiat foarte mult, a murit în 2 zile. Deci noi ne-am vaccinat toate dozele. Ea era chiar mult mai atentă la tot ce făcea. Eu nu prea m-am protejat. Deci așa, ea era cu vizieră cu tot. Și pe 3 februarie am dus-o la cabinet, că mergeam cu mașina, am lăsat-o așa și la asta a fost la 8 și la 9 jumătate m-a sunat că s-a întors la Galați pentru că are COVID. Și la 10 și jumătate a făcut o cardiorespirator. Și din momentul acela viața mea s-a dat unul peste cap și am refuzat să mai merg. Deși și acum mă sună cei de acolo, pentru că între timp au venit și eu cunoscându-i că lucrez din 84. Acolo vă dați seama că îi știu pe toți și când s-au născut și toți așa, dar am refuzat să mai merg pentru că nu am mai putut. E foarte greu, acum sunt pensionară, dar nu mă pot acomoda încă. Adică am senzația că trebuie să fac ceva, să plec din casă și nu-mi găsesc rostul. Noroc că avem o rulotă, care este la, de asta la un moment dat am scris că nu, acolo nu aveam, nu avem semnal. E la Cheia, e o zonă foarte frumoasă, suntem pe un teren privat, suntem doar loc. La un moment dat eram pe un câmpie, așa, unde era foarte frumos. Acolo nu avem semnal. În schimb, este foarte frumos, deși eu nu am vrut această rulotă, soțul meu a insistat să o luăm. Am zis, te duci și stai acolo pe trei, eu nu vreau să stau. Acum am stat 10 zile și mi-a plăcut. Poate am să mai și merg. Nu știu. Dar cert este că încă nu-mi găsesc loc. Adică a fost probabil că dacă mă obișnuiam cu ideea în timp că trebuie să ies la pensie, adică știam, eram conștientă că nu o să mă duc acolo, să nu mai știu de ce să mă iau. Dar fiind așa, de pe o zi pe alta, a fost greu. Cam asta e. Deci nu am copii, sunt căsătorită și soțul meu nu va veni pentru că nici m-am dus când am primit 50 de ani. Ai și copii, am nepoții care sunt mari, sunt realizați, au... și a zis, dacă tu mai mergi, ce să merg eu? Așa i-am spus atunci, că ce rost are să merg eu? Când nu-i cunosc, nu e de declarație. Ce rost are? Eu nu-i cunosc, nu știu ce să... O să vorbim despre adevărat și o să fie copii. De unii, da, voi care sunteți veci. Nu are dreptate. Da. Două persoane le cunoaște. Așa este. Da, cred că... Nu prea mai multe, cred. Chiar mai multe. Da, dar din nefericire a zis să, așa cum ai făcut-o, așa fac eu. Nu am ce să fac, asta e. Iar îmi doresc să fim sănătoși, să ne vedem. Când putem... Pentru că de pe o zi pe alta, apropo, nu știu cine a zis, nu știu ce se întâmplă într-adevăr, adică e cumplit, să vorbești la 8 și la 10 să știi că a făcut tot cardiorespirator. Bine, între timp mai avut și nu o să rămânem decât cu asta. Așa de ce. Am mai zis ceva, da? Colega tot de la 12 iulie, nu? 12 iulie, da? Da.
Gabriela Axente. Ai știut ea? Credeam că... Cu C, S. Cu C și S ca Alexandrii era trecută în catalog și certificatul de naștere, dar toți ai mei erau cu X. Era unica. Da. Evoluția mea se vede. De la din 72 până acum, liceu, pensie. Ok. Da. Așa. Ce să vă spun? Am ieșit la pensie din combinațiul interiorului din oțelărie, de la laborator. Și soțul meu a lucrat tot în oțelărie, domnul Sofronea îl cunoaște, adică acum e domnul. Nu mai este cine. Așa. M-a părăsit acum 20 de ani. M-a părăsit prin deces. Să nu înțelegeți greșit. Așa. Și de atunci sunt singură. Am trei copii. Băieții, doi băieți și o fată. Doi băieți, băieții sunt în Danemarca, fata este Anglia. Avantaj eu. Am văzut și Copenhaga, am văzut și Londra. Și m-am plimbat. Nu s-a spus. Cel mai trist lucru este că sunt singură și că ar fi fost normal să am măcar unul din copii lângă mine. Am trei nepoți, la fel, doi băieți și o fată, doi din nepoți, băieții sunt aici în Galați. Fetița este în Anglia, nepoții. Și în rest, mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătatea pe care mi-a oferit-o de-a lungul vieții și că încă mai am sete de viață. Adică mi-e dragă viața și mă simt bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Apropo de remarca Gabrielei, nu ești singură. Nu sunt singura, știu. Nu, și cu dragoste de viață. A, cu dragoste de viață? O avem toți. A, vă rog. Dar nu vă gândiți la prostii. A, vă rog. Colegul Emilio Juli, de la 12 A. A, da. Tot colegi cu unul. Am colegi de la prostii. Am colegi de la prostii. Am am urmat o școală profesională în Sotură, după aia m-am combinat, am lucrat la CTC-ul și când am ieșit la pensie la CNG, am vizitat un fine de întreprindere, că eram cu diplomație acolo la CTC-ul. Mă, ce să vă zic? Am soția, tot la liceul 7, a terminat liceul în 73, dar am dat tot în 73, a terminat liceul, a fost pe doamnă Nicolești la Iertic, PAM, a fost pe chimie sora mea, în Rodica. Asta a o gândire în Rodica, în 73. Soția mea, mi-am propus că a fost cea profesoră la Cozea și la liceul auto, am doi copii, un băiat și o fată, un pădroar, îi cunoaște foarte bine, că pe dezitate mi-a dat pădroarul George. Copiii sunt foarte bine, așa, o fată la Mântuire. M-a invitat acolo cu un profesor cu dreptare, acolo, de la Malu. Am auzit că a fost propus și pentru vremea Nobel, ceva, cu moleculi plastice și ce sunt de ei. Am patru nepoți. A trăit 210 ani, tatăl a trăit 98 ani. Acum o remarcă. Colegul nostru dintre a 12-a, ce? Tu vrei să faci o remarcă? Da. Coleg? Da? Da. O singură remarcă vreau să fac. Suntem 5 frați încă în viață, iar 4 dintre noi am terminat acest liceu. Frumos! Eu n-am avut singur locație. Frumos! Nu m-am dus aminte. Iar altă remarcă este faptul că
unul din colegii noștri de la clasa 12 și a ocupat exact locul în care stătea în clasă. Pentru că el era mai înalt, ultima bancă era lui. În mijloc. În mijloc, aia. Și cu Gogoașa, de la... Gogoașa, partenerul meu de la Nare. René Florin Sam. Păi, nu știu dacă, ce să vă mai spun, toată lumea știe că spre teatru, am venit special să vă văd. Da, de la aici, nu m-am plecat direct în Germania, în 89, plus am fost. Veneau acum. Și am ieșit la pensie cu 3 ani, pensie consistentă. Oh. Cam asta. De la aici, am fost corect cu... Cu mine. Ior Beșiță. Știi pensii consistente ai când ai cefrona? Mai e, mă, omule, eu nu prea ai cefrona. Dar să ne trăiești pensii ca la altă parte. Aia pensii se pară de cefrona. Da. Și de când am ieșit la pensii, patru mă Caraibile, Mexic, Republica Dominicană, Cuba. Ca orice neam. Da. Egipt. Care se respectă. Egipt. Da. Egipt. Da. 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 Acolo a fost șoc când am ajuns. Disciplina, corectitudinea, precizia, punctualitatea. Sunt dumnezeiești. Deci, da, am plecat prin casă. Mama mai trăiește. Moartă de 96. O femeie foarte bună. Da, stai atât de 2003. Dacă am fost colegi, căsătorii și-au copii. Nu, domnule. Are caraibă. Uitată-se prima atâta. Ferească Dumnezeu. Atenție, mai avem un căutare. Rene, are și pensii consistente. Părintă și el. Am fost la viața liberă, am fost la viața. Băi, atâta la mama, ce? Dar acasă cu trei ochi. Da, mulțumim frumos. Sper că n-a fost prea lungă întâlnirea noastră, dar a fost foarte interesantă, cel puțin pentru mine. Chiar voiam să facem această întâlnire mai mult sub formă de colegi și nu în condițiile în care unii colegi au spus că oarece jenă, n-are treabă cu jenă, ca să discute sau să spună ceva, și am zis că hai să schimbăm sistemul. Mă bucur că nu l-am schimbat și că am rămas la sistemul. Din turul de bănci, turul de clasă pe care l-am făcut în această oră, două ore poate, am constatat faptul că școala ne-a dat o fundație sănătoasă. Și după cum s-a văzut, toți și-au găsit un loc în viață și un loc destul de important și un loc destul de zic eu, consistent. Nu știu dacă e cineva care dacă ar alege altceva în condițiile în care ar lua de la capăt. Cel puțin din punctul meu de vedere, aș vrea să o iau de la capăt, chiar cu mintea de atunci, de acum 50 de ani, așa, și să văd ce aș fi în stare. Până la urmă depinde totul de firea omului. Dacă vrea, sau cum era reclama aceea din anii 90, dacă vrei, poți. Da. Mulțumim pentru participare. Prima etapă, consider că am încheiat, dacă mai are cineva de spus alte, de făcut vreo mențiune, de făcut vreo... Dacă nu, mulțumim frumos și domnilor profesori. Etapa a doua va avea loc începând cu ora între 16 și 18, la restaurantul Libertatea pe Palet.
moarte ca stâncnină pe lacă. Găsești plăceri nebune în fiecare și duci o clipită de păcat. Întâmplată bună cu ochii de jelvate, în focul căro inima se topește. Nu mai știu pe care te iubesc, iubesc femeia de lume nebună, femeia brună, cu ochii negri de fost, dar și ca de care voi să se mai moderate așa.